foarte dată pe așa un listă. Nu voi scris numele prin numele. Și scrieți și aici undeva Alexandria, ca să fie mie ușor de mi se simplu, vorba. Și totodată îți vă dau câte o anchetă, că voi la sfârșit să scrieți numele prin numele și putem fi întâmplă, că de ce îi sudați. Și să vă răpuneți pe viitor ce mai vreți la noi să vedem. Ok? Eu îmi spune că așa e ea. Voi ați scris numele prin numele și ați vă luați câte o anchetă. Bună seara, vreau să vă felicit cu ajunul Sfântului Vasile. Eu nu știu, dar oricum eu cred că 70% de noi din Republica Moldova îl sărbătoresc pe stilul vechi sărbătorii, așa? Anul nou, Sfântul Vasile, Crăciunul. Cine sărbătorești Crăciunul pe 7? Nu ești pe 25 pe 7. Nu e evident, după situație. Numai ce spuneam de cumătru, ca să vină, dar nu știu unde să-l așez. Все. Да, тентар, я звоню с персоналом. Вот, я извините, буду искать резерва. Где же? Вот я не сработаю. Я на хайде спорю, но это вот что-то тема, ну, в упорке студии. Богатый он сработаешь, а? Хоть по 25, хоть по 7 сработаем. Ви три штати, курда слушай. Ю аз назвав тридні. Повтім? Номер транзакції. Номер транзакції. А номер дисп'язав з бабівною аз. Шість транзакцій чи? Пенсон трейдер. Не мінув ні від Фейсбука, то чері, аж називаємо психологія трейдинга є. Тож Пенсон трейдер. У салоні. Пенсон трейдер? Да. За свак шел кава конча, шицкан ес музыкант, ши... Чу ли кан кумин? Юго, да. Сантез трейдер? Да. Не, кам, пи мини, кам антреба, дак ю сум трейдер, ши я мун гурама, ю шеп не стрек гурама, ю сум трейдер. Я ну мэй сум тэвэл гурбям. Ну, ну шта? Eu am spus la băieți că îți mai organizez un masterclass și îți mai gândit atunci. Stia, hai care mai vin, spune-le puțin că îți mai organizez un masterclass, merg pe viitoare la Alexandrie. O să fie la Alexandrie. Nu mai sunt rog. Eu deja de-am și-am uitat și plus până astăzi. Așa, înainte de a începe masterclass, haideți să înțelegem ce înseamnă masterclass. Ce înțelegeți voi prin cuvântul masterclass? Sau în două cuvinte, master și class. Cine îmi spune? O oră jumătate, două ore vreți să stășeți în așa și numai eu zorbesc? Voi vă greșeți amarnic, voi n-ați stășeți. Cine acolo ce spunea? O lecție predată de un oarecare maestru în domeniul său. Așa, spui de spus, în față de voi, am 8 ani și jumătate, sunt sferă, pot spun că undeva sunt pe maestru. Nu pot spun că maestru, poate ceva cu experiență. Dar, anume, voi veniți concret pentru ceva, da? Ceva informație. Și astăzi tematica noastră, pe cât știu eu, țin minte, e psihologia. Психология трейдера, психология пети. Да? Так? Ну вот, нравится вот здесь психология. Теперь я понимаю, психология, че сам психология.
vedere. Voi dacă n-ați fiți activi, eu să încep a puși concursul să fac. Mie îmi place că voi sunteți activi, că nu stați pur și simplu și ascultați. Emoții. Comportamentul uman. Așa, încă. Mentalitatea. Deci dacă voi am însuși psiho, ce înseamnă asta? Minte, trăi, emoții, corect? Și locus ce înseamnă? Știință. Știință despre trăirile noastre, despre emoțiile noastre, despre factorii noștri și tot ce ne împujoară cu noi. Cătare tema de astăzi, psihologia, în trading, psihologia pieței, este foarte important nu numai pentru trading. Cătare psihologie este foarte importantă în oricare domeniu. În oricare domeniu. Asta e ceva care noi deodată ne naștem, anume cu emoțiile acestea, care sunt foarte importante pentru fiecare proces, fiecare minut, secundă, săptămână, zi, an și așa mai departe în viața noastră. De ce apare emoțiile acestea? Și de la ce apare? Bun, haideți prima emoție care apare. Eu vreau să fac bani. La ce apare? În ce mie îmi trebuie să bani? Haideți să notăm. Deci, nu v-am spus cheltuie. Scop. Încă. Libertate financiară. Siguranță pe zonă. Siguranță pentru ziua de mine. Interesant. Așa, mai departe ce a spus? Achiziție. Следующий в среду я в Александрии, история 5, мастер класса. Оставьте на усик. Так, аквизиция, мой папер. Бесед. Круто ли? И минус пуни, куда смонынче. Круто ли? Думаешь, ты свой цен видишь, так как я его супомену манекенюк, но с калатурятским, с твоей поляки для экономии. Инка, пенсионного интервью с бани. Хотя скинем конт лапеллерон. А пенсионного можно скинуть конт лапеллерон. А вы снимем фил де статуса. Скинь конт лапеллерон, все, круто. Свобода. Свобода, нтап. Антрен. Антрен. Din ce cont la pilonul Bobo este? Asta am acționat, facem bani. A, la bani pentru ce-ți faci, și nu dai și-mi iar înapoi în pace, da? Ok. Am ajuns să vorbim și de status la pilon, că eu am observat că sunt, mai sunt câțiva trebuie, de ăștia care pur și simplu deschid cont. Și când ai întrebare pentru și, nu înțeleg și nu știu pentru și deschid cont. Că dar e indiferent, pilon sau e alt broker. Când noi deschidem conturi la un broker, noi deschidem doar numai pentru că să facem bani. Cum cineva investește în alte domenii, de exemplu în agricultură, pentru ce investește în agricultură? Ca să fie în rând cu oamenii? Nu. Ca să facă profit, ca să investească, ca să primească procent, bani înapoi. Investește, de exemplu, în comerț, pentru ce? Ca să scoată bani. Investește în producție, ca să scoată bani. Deschide un magazin, pentru ce? Repte, noi majoritatea, o bună parte din Moldovenia, anume asta și fac. Deschid business-ul, întreg pentru și, nu cum pentru și, dar pe ori, pe ce nu are, trebuie să am și eu. Este și așa situație. Bun, pentru ce mai trebuie să bani? Să ajungem la partea. Eu iarăți dau de bani, pentru și două. Pentru bani. Pentru afaceri, îți bani, făcut bani pentru afaceri. Da. Pentru bătrânieță.
Ca să știți fapt că prinde mari. Trebuie greu de loc, nu mai sunt. Miercuri viitoare la Alexandria să fie masterclass, tot putem aceasta. Da, tot eu să vin și să-ți dau. Într-o face, încă? Pentru ca să satisfac capriciile umane. Care sunt ele? Toate. Capriciile umane. E ca asta și când eu asta și anume. Vreau să scoi din voie, că cine și ce vrea? Păi depinde de om. Omul apar de o cană de apropo, nu mai are nevoie ca trăiască omul. Putem? Omul în afară de o cană de apă și o pâine, nu-i ajunge să trăiască. De-am fi care fabricile lui. Unul vrea telefon, altul vrea mașină. Unul vrea casă. Cât de mult tine ca să... Depinde și vrea omul. Păi eu vă întreb concret pe voi, și prins voi, cât și vouă bani? Păi fiecare parte. Păi spune, să fie viitor. Pentru asigurare viitorul, nu știu, sunt companii care dăm în fiecare lună procent și ne asigur pe noi. Până... Dar și e mână lui Micios. Casă, mașină, studii. Da. Faceți parte de, eu scriu, casă, automobil. Studii, ceva e de fășit. Faceți parte de categorie de persoane care iubesc numai așa să se... Nu. Și eu am avut în vedere că șansul viitor mai multe. Cineva a spus de educație. Cine? Bani pentru educație, trebuiești? Sigur. Să noi alegem tot timp și imigrație, și ieftin, și în general. Natura noastră asta și depinde. Deci până în final, deci până în final, noi не могу так. Или вы заходите внутри. Я просто слушаю, что ждаться, что сказали, обещали. Eu pur și simplu nu mă ocupat cu organizare, s-a ocupat cu legi, s-a ocupat și s-a primit, dar se ieși s-a primit. Din partea mea, în general, nu mă întreb aici. Că a venit de plăsul dus deja. Deci, până în final, până în final, ce-ți primești acestea? Sunt niște momente, niște situații care nu au de motivație, ne împinge spre ceva, că noi să facem bani. Corect? Noi putem spune că motivarea asta, motivația acestea, undeva poate să ne ducă la primul, care eu folosesc emoții în training, răcomie. Poate? Cineva poate să muncească, de exemplu, un an întreg, pentru ca să-și procure că, nu, îți duc cel puțin la căutării, da? Dar cineva o dai de domeniu dat și în timp de o săptămână vreau să fac. Și nu numai la căutării, dar în general și automobil, și casă, și afaceri, și business, toți. Duce asta la o... la un proces mai rapid de a face bani. Da? Duce. Așa? Eu sunt capsân, eu undeva vreau mai mult. Apare azart. Concret, să cum e bine în trei? Nu. Da. Nu? Da. Olea. Tot cu normă. Deci, trei răspunsuri sunt. Vedem? Măsură. Moderat. Eu, ca tare, experiența mea care este, la toți, la toți, vă spun în general, nu trebuie să fiți slabă. Dar ca tare, ca tare, eu agriez emoția asta de lăcomie. Pentru că aici sunt două variante. Ce poți primești, învăț cu două carte. Dacă noi nu suntem lacom, în general, de ce nu îl trebuiești pe mine dat atunci? Pentru că dacă nu sunt lacom, eu nu intru pe piață și eu schimb foarte multe momente întrebări care întrebări poate să-mi aducă profit. Este evident și cartul celălalt. Dacă eu sunt prea lacom, evident că deja le-am noi în cazul dat, recomandăm mai bine să duci să vezi nouă. La jocul din noroc. Înțelegeți? Adică, într-adevăr, e foarte complicat și răspunsul e nu zadarul a fost, nu, da, puțin sau într-o dată.
Eu totuși am traderi care nu sunt vari. Sincer vă spun, ei sunt prietenii mei, unui cu mentru, unul s-a transformat în prieten foarte bun, care eu de-am permanent vă spun că eu nici nu vreau să discut cu voi, să am un trader. Ca să mă înțelegeți, eu nu știu, voi cunoaște sau nu cunoaște, dar trebuie să cunoaște. Noi, ca tare consultanță, din cauza că vă organizăm masterclass-uri, din cauza că vă ducem lecții, din cauza că vă facem consultații privat, noi primim un comision din spread-urile voastre, care, spread-urile care le e broker, nu vedeți. Din cauza asta, noi avem o motivație financiară, deci noi să avem grijă de voi, să lucrăm cu voi și să vă dăm informații ca voi să lucrați mai departe. Pentru că mentorul meu, el în trading, când nu eram acel broker, la Pelerion, el e din 2007, deci el a fost în Canada, retras banii din broker ceva și eu pus în Pelerion. Din 2017, că uitați-vă, eu mergem pe 4 ani. El mie dacă îmi face pe an, maxim 20 de ori. Maxim 20 de ori. Ia. Cu depozit, 40-50 de dolari. Imaginați-vă, ești cineva care are așa depozit să facă atâtea lucruri? Eu sunt sigur că aici poate fi aici trendul de cei care au 1000-2000 de dolari, să facă mult mai mult să facă. Dar miercuri viitoare, la Alexandria să fie aici. Tot. Da. Este cineva care face pe an, pe un an, zile, în jură, 20-30 de ori. Dacă imaginați-vă și parte motivațională am eu, sunt financiară, din partea lui. Dacă eu real, eu nu îl lacă. Eu deschide tranzacții, eu poate să folosesc, eu vă spun, eu nu lucrează cu stop-loss-ul. Eu lucrează cu lacă, tot cu mediere, adăugări. Dar cu mă unu, 0-1, 0-2, 0-3. Și poate să văd tranzacții și ele, jumătate de ani, un an, zi, nu știți cum lucrează lacă, tot greu. Până în final, el face un profit de 4, 5, 6-7 mii de dolari și el e mulțumit. Adică eu mai are o altă ocupație, asta a fost ca o investiție pe o perioadă mai lungă, un business pe o perioadă mai lungă și el face profit. El face profit. Pe când, ar putea să facă mult mai mult. Mult mai mult. Dar, odcude vă cei care sunt lacuri, tare, dar tot nu e agres. Nu e agres pentru că până în final, da, undeva, pentru noi ar fi un plus ca să facă multe voturi, dar nu e ok. Nu e ok, asta noi oricum ne stăduim permanent să învățăm că voi trading să ne toți lăpașiți. Și cei care fac multe loturi, nu și îi fac loturi. Pentru că să prindă toate mișcările de piață. Asta tot nu e bine. Asta tot e un moment, e situație care vă duce în eroare. Vă aruncă pe piață. De asta străduiți-vă, asta este, eu să fac în pe următor, cu mine spun așa, spun fără lăcomii, spun un lacom, și este cu multă lăcomii. Abia de tot timpul mă strădui ceva, că de mijloc scau. Ceva în mijloc scau, ceea ce vă recomand și vouă. De ce noi am scris că toate momentele acestea? De ce noi am scris toate momentele acestea? Pentru că anume, toți factorii aceștia care sunt aici, ele nouă trebuie să ne aducă motivație. Ca noi să luăm din piață a ceea ce nouă trebuiește. Pentru traderul scrie mie pe Instagram și îmi spune. Îmi scrie spune 3 sau 4, sau 5, nici nu mai știu. Scrie, să-l cu cafeaua aici. Opresiv-o secundă, așa, asta. Și-mi scrie, domnul Eugen, eu pe Google am făcut, nu-i mic strașnic, am așa scrie niște hârtie și eu pe Google am făcut 20.000 dolari. În timp de o sară.
E bine, frumos, așa? Da, exact așa și eu m-am bucurat. Și zic foarte frumos, tot pe Instagram îi scriu, Vadim Oprește. Chine călcătorul, mâine vrei vină, nu-i din Chișinău, vrei vină în Chișinău, îți faci un cerc, îți tragi două zile de călmeț, spune-mi te-a pus iar pozițional. Așa pur și simplu, nu știi, să pur și simplu lăsați cu aia pe urmă să ștergi. Da, lăsați așa. Cum crezi, ce-mi spun eu mie, când eu îi spun anume de momentele acestea? Nu, e că s-o primit. Eu nu-i lua. E că când eu deschis tranzacția, asta nu înseamnă eu cu mine. Eu pur și simplu deschis pe Google, da, eu mers sau omoriz. Eu deschis pe Google, s-o primit Google cu mers în direcția care trebuie și eu luat un profil. 20.000 de dolari. Cum crezi, ce-a făcut el după ce i-am spus că se închide calculatorul, să fac un extrager, general să fac. Așa și-am spus, domnul Eugen, eu nu plac un misfac. Și pe urmă călumesc. Azar. E că asta le-am făcut. Asta le-am primit o comidie mare. Omul a primit de cele 20.000 de dolari, dar mai că să dea întrebare. Eu îți vă dau prin exemplu, tot îți vorbesc astăzi. Persoana care la noi în Moldova, tânăr, nu știu, nu cred că e student, chiar nu cred că trecut de studenții, presupunem că a lucrat la cineva, undeva primea salariul cu poate până vreo 10.000 de lei, 500 de euro pe lună, brusc el deschide cont și își faci plus 20.000 de dolari. Deci uitați-vă, lista care noi am enumerat aici, ce-a vrut el în dată să cumpere aici? Sau te? Так им к шинщими требьем. Я говорю, под шинщими требьем. Что, дублат листа? Ну, ну что, на твоем стене апартамент? Спасибо. Помылся, да? Ну и так, детская. Вообще душенька, эмоция честная. Eu real vă spun, eu de la început niciodată n-am făcut plus 20.000 de dolari. Am mai dat fac, am mai avut problem, dar mai înainte nu făceam niciodată 20.000 de dolari. Primele săptămâni sau primele luni să fac eu plus 20.000 de dolari. Eu sincer vă spun, eu nu știu cum e perioada aceea, când faci plus 20.000 de dolari, cum se înțeleg? Depinde ce sunt unde, dacă încă 5.000. Cu 5.000. Ah, 5.000. Nu, da, evident, dacă e deschid cu 100.000 dolari, ce-i 20.000 dolari? Normal să pare o tranzacție. 5.000 dolari. A făcut cineva iată așa, brusc, pe Google sau pe altă acțiune, într-un depozit de vreo 50.000 dolari, plus 20.000 dolari. Este vorba. Rost țină roșa. Fata? Dar prost ne-am zis. Я говорю, что вы просто. Что с автоплатой канал? Можно упустить. Да. Есть человек, который вкус должен быть, и пусть им сон спорит, скорее сон тимоти. Только вам у свидетель массажа, и ой, доме ферричи ферричи. Страшно. Кулами ферричи. Știți ce, că eu câteodată și stau și mă gândesc că eu undeva am pățit-ul când spun traderul Oprește calmează, eu am primit așa mesaj, în timpul meu asta nu vreți că eu să mai fac bani. Și eu acum, dacă și spun chestia asta, eu zic așa cumva în formă ușoară. Păi, nu, să juri, fă o extrage, mâine să mă transacționez iar, adică în formă ușoară. Pentru că au fost momente când eu am spus, băi, Oprește, gata. Erau trader de mic, eu pur și simplu de mult nu mai formez trader. Erau trader de mic, care spune funcție, gata, Oprește. Unde eu am primit mesaj, și din asta nu vreau să eu să fac bani. Eu primim, Doamne Ferește, fășeți, măcar și milioanele o lasă pe bursă. Lasă măcar și milioanele pe bursă, eu nu sunt contra. Ce eu pot să mai departe? După ce i-am spus, lați ușor, închide calculatorul, fă o extrage, mâine să tranzacționez iară, noi nu mai fac 4.000 de dolari. Probabil el mai deschis o tranzacție, Google vă știți ce face. Se închide bursa. S-a blocat. A doua ți-a luat 4 jumate când s-a pornit bursa. Zero. Și el scrie, îmi pare rău că nu v-am ascultat. Trebuie să fac așa cum mi-a spus. Păi, cum să mai departe?
Iată, 5.000 sunt pe Google. Este foarte periculos. Deci, băiet. Nu te. Formă umbră, faci vreo 30-40.000 de puncte. Păi asta și spun, înțelegeți? Undeva, prost tot, nu știu de acord neapărat trebuie să fie aici, pur și simplu sumez, vezi că tendința crescătoare, tu intrai poate cu 0.1, ai luat un profit, ai dat cu 0.2, ai luat un profit, ai dat cu un lot, totul mers în sus. Este așa, că voi prindeți un impuls și el nu ești tot fain. Ideea este că trebuie să înșim din viață. Latin. Poftim? Trebuie să fie perspicace, că latin să lucrez. Unul dintre traderii mei care lucrează cu Mășor Feliron, eram la acela proiect, eu nu știu să des sau nu, eu am lucrat la un alt proiect. Am avut cont la alt proiect. Până a găsit Feliron-ul, până a trece la Feliron. Și acolo a fost în 2015, la începutul 2015, dacă v-ați uitat pe istorie, Franco Luțean. Întâlnire franco-revoluțean, practic vreo 2000 de puncte. S-a uitat cineva istorie, ne-a văzut? Da, da. Erau orele 2-3, eu eram, duceam lecție. Mă sun traderul, de la avea depozit de start, succes cu 50.000 de dolari. Adică eu de-am era cu ceva profit, mă sună și eu ce, și suntem cu franco-revoluțean. Nu știu, idei nu am. Atât mai mult Franco Luțean, care practic niciodată nu reacționează la noutăți. Rată de referință, era rată de referință, de o rată de referință, niciodată nu reacționează. El nu avea nicio emoție, nu avea nicio mișcare. Noi acolo să vorbim, și cauză și așa, cred că asta e psihologie vieții, mai ceva. Și eu spun, ok, dă-mi voie două minute, îți pornesc cu Franco Luțean, mult Franco Luțean, e așa, ok. De-am avea vreo 1200-1300 de puncte și sunt cuite. Și de aia așa și eu, știți cum, că m-am simțit atunci că de parcă m-am trezit în somn și nu știam ce să fac, la dreapta, la stângă, unde să îmi putesc, ce spun, el stătea telefon și de ce eu m-a telefonat, că se dea iba, e că eu de aici vreau scumpere. Adică eu așteptam de aici scumpere. Momentul ăsta care eu am spus că stai puțin să văd situația care este pe piață, asta maxim durat încă o minută, două, așa că aici norocul meu a fost că eu a ascultat și nu a deschis bai, dar nu a deschis bai din cauza că eu încă nu știam ce spun. Dar era undeva o logică să deschis bai, pentru că după așa o cădere, evident că piața ce face? Să ridică înapoi. Dar dacă anume aceste 2-3 minute, suma e dus încă vreo 1100-1200 de puncte în jos. Adică dacă el deschide bai, și el până în final deschis bai cu 5 loturi. După asta, urmat, el deschis. Apoi el dacă deschide nici cu 5 loturi, el avea să rămâie cu 0. Pentru că mai înainte la Borocrișeva, un punct era cu 15 de lari. Și că chestia că el a spus, mai aștept, el a așteptat, piața mai căzut în jos, dar când am văzut, de-am practic peste 2000 de puncte. S-a dus în jos, zic, gata, și всю оста и и дальше его бай. Ну, мак я не скис кому вот, а я не скис кушин еще вот. Я сам мой шукат, вот 50-50 де пункты, я каша сам мой шукат, то есть я, шпер, ну, сум кис я печь. Я на сум, потом же я буду с учебными делами. Сум кис им трейдинг стол. Știți ce s-a întâmplat? El nu putea vorbi. S-a închis. Roșu. S-a încet. E că așa vorbim. Eu zic ce vă spun, că atunci era grupa cu mine și undeva am pus la salutul să spun de azi, nu putea vorbi de el. Aia că emoții. Reale ca ei. Dar, deși eu vorbesc cu Vinsu, pentru că el e unul din traderi care l-a ascultat. Ce înseamnă o ascultat? Eu după asta le-am spus să fac o extragere, să iei iubita, nu era să iei iubita, să cumva vă odim. Și vreo săptămâni zile să n-ai și că da, pe piață. De ce eu i-am spus asta? Știm? Ia să înțelegeți un moment.
Acum piața, adică 2019, 2018, 2020, piața acum merge, are mișcări mai mari, mai fluctuoase. În timpul celălalt, dacă o mișcare de 40-50 de puncte pe cei piață, eram și mai fericit. Dacă vrei mișcări mai mari, am trebuit să întrebeau, da? Ori eram mai riscat. De asta când s-au făcut 2000 și ceva de puncte, asta e istorie. Că după asta deja ne-au mers Brexit. Deja ne-au mers. Înțelegeți? Eu даже 3 minute am început. Brexit a avut 1800 în jurul a 2000, asta de bine. Este în jurul a 3000. 2800-2600. Voi vă dați seama, este o mișcare care eu n-am văzut, chiar dacă avem câțiva ani zile, eu n-am văzut așa mișcare. Numai că eu atunci am deschis convot, scrobii, tot am luat în așa mic. 16-17.000 de dolari. Eu luat 107.000 de dolari. Așa că eu tranzacționat și în ziua de azi. Eu nu știu dacă am spus cuiva, este trader celor care 2019 și-a spus 1.000.000 de dolari. Eu nu știu. Cuiva am spus, am dat exemplu. Vreau să... Doamna, am nimerit în perioada asta când... Ну, кикарт, Лоханюк, Слотикарт. Молдова ты тоже? Да, я прям банку купил трансфер, и оно мне кинул. Теперь вода со что не меняет, что вы рефузаты, что ее новаты, что баня уже с тобой пикот. Я даже у него сомневал. Что на финал у скос до 300 миллионов в Европмане, да ну в резку от мозг в Европмане, ну, прям рынок в Бабане, наверное, кеш, продолжили рынковое интервью в чай бане. Вот это самое. Când tu scoți de 50.000 de lari, nu e așa, coți acolo sau vă împiște. Dar când tu scoți de 1.000.000, se strâmbiește oficial să iei, altfel nu poți face nimic în urmă. Și așteptam vreo 3 săptămâni zile și până nu scoți în iasă. V-ați trimis iar și la Olic. Gata, eu treabă n-am cu dinsul. Eu dacă se ce nici în oficiul am mai vine, zovrai oi când vine sau dacă nici nu vine prin oraș. Gata, eu e trader independent. Eu nu mai are nevoie de mine, nu mai are nevoie de prognoză, analiză și nu știu mai ce vrea. Dar ce taxă cum am zis bancă? Poftim? Ce taxă din bancă? Так с банк? Или с импликом трансфера? Зеро. Нищий как евро. Куда то? Нищий как евро. Чипон, чему-то защитный кон потом. Чипа. А ведь на деле... Ну, есть момент. Есть Е-комиссион, потому трансфер. Я ну и маю. Deci, independență, pur și simplu, de bani și pe care de bani. Dar mai departe, când declar, de-am asta de-am mai... Dacă nu-i declar. Trebuie să declar, dacă îi scoți prin bancă, acum să declar. Independență, sumă aproximativ până la 10. Depinde de bancă. Este comerț bancă, în general, nu știu n-ați vedea voie să-i scoați. Mult din cum bancă Victoria, ați ceară să-i declarați. Dacă să aveți vreun prieten, director, unul din băieștile acestea, poate să facă ceva în documente și că le-ați primit în documente. Cum am mai mult două sate pe aceea. Și atunci am luat de stat. Adică vizul. Cum e? Cum e? Nu, până în final, trebuie să ne punem ca să zice ok, undeva să ne spusă în chestia asta. Minusuri eu nu văd, pentru că până în final noi oricum achităm. Eu chiar dacă și-am spropor ceva, eu tot trebuie să declar asta. Пусть всем с примешки, так и примешки на зону офшор, с примешки на зону офшор принимаю. А пью трясы деклар. Ее и декларю трясы кирку миссию. Так и мой компор чего, я трясы кирку миссию. С декларом, знаешь? Я стою компор, что у нас Одесска, так спокойно, что мы. Наверное, как смотреть на Минск. Да, ну, следующий. Мы не гарантируем, что мы одного сопустяска. Я даже с интим, как у меня. Iată ce se întâmplă cu locul mie. Noi astăzi să trecem mai multe factori care sunt și pe urmă eu îți vorbesc cum de corectat și cum de respectat ca să mergem mai departe. După locomie, după locomie merge speranța. Eu am zis curba cei care la noi este la Cărsc de Viniști, care noi o dăm la lecție, ca să discutăm fiecare din mulți, dar eu le vorbesc pe cele mai importante, care sunt speranța.
Când apare speranța la traderi? Hai să dăm un caz concret, că chiar în trader. Când noi pățim și când noi ne folosim de speranță. Iată, eu deschid bai. Păsesc tu posul, păsesc tu-i pro. Merge piața în sus. Speranța să ajungă până la tipul? Răspunem, ajunge până la tipul. Ce faci? Ridicam. Speranța poate. Ridicăm de profit, ce facem? Nu, că eu ajunge în take profit, ce facem? Apare speranța că eu pas după mine. Da. Le spun eu mergi în jos. Și ce faci trebuie? Când el speră că piața asta... Asta merge să-l spun. Asta-i plus. De ce eu vorbesc că, evident, chestia cu mine este speranța și așteptări. Și vor merge frica, adică sunt trei factori emotivi care sunt cei mai puternici. Pentru că este legat cu ideal. Pentru că aici noi de regulă te-ai făcut de cel mult. Văcumia. Și odată cu văcumia apare și chestia de speranță. Amuș. Eu o să mai duc. Amuș. Când mergi în jos, mergem jos și ajungem la stoplos. La noi speranța din ce cauză apare? Din cauza la frică. Și din cauza asta noi mutăm stoplos. Așa-i? De ce se întâmplă că te numim aici? Aici din cauza că vrem să facem mai mulți, așa din cauza că nu vrem să pierdem mai. Așa-i? Deci, toate momentele acestea fac parte din emoțiile noastre. Și ei la toți sunt. Fie la unul care e profesionist, sau fie la unul începător, ei sunt la toți emoțiile acestea. Voi credeți că eu n-am emoții? Iată, ieri am venit Mihaelul fost. Îi vorbeam despre ce vorbeam noi? Despre CAC 40. Apropo, sunt închis în day profit. Noi trebuie să avem emoții. Dacă este vreunul din voi care crede că nu are emoții și ne găsesc pe datul greu, dar eu nu mă teme, nu sunt lacom, eu... Nu vă cred, credeți-mă. Nu vă cred, trebuie să suntem cu emoții. Și asta e ceva normal că noi suntem cu emoții. Sau este cineva care nu are emoții? Strict? Păi, poate cineva să controleze. Опять не спрятаться сейчас будем подмяться на комбинированную партию. Сфат у него, когда он сдал домную партию, он сдал контролер. Че сфат, че? Он сдал не менцы, не мандрашай скрывать. Потому что... В первую очередь, для чего опали спиранца? Спиранца опали то, что это момент, что когда он дал кубик бету до вопроса, что он компарат к факторе, который его али не будет. Speranțele voastre nu trebuie să fie mai mari decât scopurile și motivația voastră care este. Dacă voi, de exemplu, vreți din tranzacție ce să luați, presupunem 1000 de dolari. Apoi că speranța asta nu trebuie să depășească de 1000 asta de dolari, de 2000 de dolari, de 3000 de dolari, sau cât de vă puneți din start scopul. Așa că din cauza asta, că speranțele acestea, ele sunt mai mari decât ceea ce așteptați voi, e că se întâmplă astrologiile acestea. Pentru că eu așa gândesc. Eu numesc ăștia spostologie. Mutarea stoposul, mutarea tecnologiul. Eu apropo tot fac greșe. Eu, de exemplu, n-am răbdarea să aștept până în take profit. N-am răbdarea să aștept până în take profit. Să faci și puțin profit acolo. Ușor, eu direct cu tranzacțiune este bolul mare. Să faci și ușor profit, eu închid și gata. Nu ajungi. Eu n-am răbdarea să aștept până în take profit. Dacă pui stop-loss pozitiv, chiar dacă duci în jos, închidem pozitiv, dar
что плоскость тип. Минутого грез, что плоскость туда. Да, что плоскость тип, мы требуем симуляцию момент фактор импортан, вы должны сегодня сотрудничать, что кейт сомнится. Трейдеры требуют чем факт. Скид бай, я задаю еще 20 пунктов сус. И я что плоскость, вопрос лично. Ну, грез, и корректно? Ну, din punctul, din punctul lor de vedere, îți primești, nu, blin, chiar dacă se întoarce înapoi, măcar s-am pus un, un punct în sat. Înțelegi? Chiar dacă se întoarce înapoi, chiar dacă o vreți, o vreți în pozitiv. Da, păi că eu se întoarce înapoi, se închide că ieșim, plus 10 dolari. Nu, nu, eu mă refer la cei că a spus că nu te-ai așteptat să stai profitul. A, că eu s-au făcut? Da, ai fapt pune la... Da, da, da. Tu, e, închid și fug de la masterclass. Ну, дам тактика меня ей форматом я не зыр, я давно мы скинул им. Я же ее соблю. Я, его другой мультиплин чуть ресурски. И не баня дочь по начинал. Будем под ну ел максимум, как ее аж птя соудил, да ее выдал рост чуть раз ел максимум, как ее аж птя соудил. Он ел, как ты... Это еще не... Что мы сейчас? Это еще не что мы сделали. Чего ты любишь съел, компот съел, да, я каер пи биткоин, а вот 200 дим я, вот. Пески за транзакцией, а сам то, что нам каска гуру, ну ши, сон, кес, не дай просто, кес. А за нами эти кесы, мы дома до нами, брат, да, еще парк сам цем, парк сам кес, купа сам дорси на кое. До усе уля за эти кесы, была невела перестенция 3 уйки. Ну, я кул, как тьфа пункты, понимаешь, я, да. Это же не ну, это мой перевод. Так вырубим дефицит плюс позитив. Чей карел фолосит, да, але рекомендую. Да, рамбацатство коррекция отрасаться. Чем самый коррект? Коррект, а сам самый кем пяца? Пяца. Ар требуй идем в рючин зажди пункт, сиду консурс, минимум в рючин зажди пункт. Как приспоним, кем спасаться с плюс позитив, кем вагой пяца, а жонжен тейк профит. Че вы ну вред синкиды транзакции бластера, în take profit, o mutați. Și dacă voi totuși vreți să mutați take profit, deja le-am luat stop loss-ul și puneți-l. Dar distanța de la piață și pe la stop loss, tot trebuie să fie în jurul de 35 de puncte. N-au puneți aproape. Și iar merge vorba de 35 de puncte, poate nu e corecție plus 35 de puncte. Aici e independență de instrumentul la care voi sunteți. Dacă sunteți la o pereche voltar, voi trebuie să vă uitați cât are impuls, cât are corecția. Că pe urmă să nu-ți primească aici să termină impulsul, îți pornești corecția, vă ies tot post, mai duci și vreți deci punct în sus și apoi în jos și pe urmă să duci piața în sus cum vă și o preconizați. Dacă sunteți, de exemplu, petrolul pe brand, acolo evident corecția îți mult mai mai sunt. Aur în general asta. De asta și aici are independență de tot post, tot timpul se plăsează. Măsurați corecții, măcar 2-3 corecții de cei care au fost, vedeți câte puncte au fost ele și atunci deja ne-am păsat stop loss-ul pozitiv. Eu folosesc stop loss-ul pe pozitiv, mai am un cont, de acolo deschid tranzacții, minim și mai aveam 3-4 pe minim. El merg, merg, merg și eu când mă intru câteodată, mai mult stop loss așa, în caz dacă se întoarce pe asta, să închidem. Nu fie schimbare direcției. Eu agriez și recomand stop loss pozitiv, dar lăsați-l corect, pentru că anume din cauza că se duce 10 puncte în sus de la piață. Voi lăsați stop loss, nu mă vă ieși, după asta se duce în jos. Da, voi n-ați pierdut, dar voi nici n-ați câștigat. Dar voi știți cât e de greu de intra pe piață. De regulă, traderul începător, primele tranzacții sunt cel mai ușoare. Dacă au luat minus, gata, după asta trebuie, nu știu ce să faci. Tractorul trebuie să-l împinzi, nu să se deschide care la tranzacție. Dar mi-i spui concret, blin, e că eu văd sell-ul aici, tot nu mă înțelegi? Înțelegi? De asta își vă zic, dacă voi și îndrați pe piață, că folosiți vă de momentele acestea. Nu le rătați. Nu le rătați, că aici sunt niște momente care... sunt bune. Și decât să facem chestia asta, ei, n-am luat profit, dar nici pierd pe urmă. Nu, blin, dar de ce ești de asta? Mă lătai. Nu, bun, hai, că plus și este. Și 30 de oară s-a dus în companie. Bine și asta. Înțelegeți? Întrați pe piață, dați-i voie.
dați-i voi pieții să meargă, nu îmi trebuiește să meargă. Nu vreau să credeți-mă că la 10 tranzacții care voi să-ți chideți, 6-7 ele se duc în direcție aceea. Dacă nu mi-e făcând pe așa situație, sau să poți tot, voi începeți să vă blocați însuși voi tranzacțiile voastre. Și atunci e mai complicat, mai greu. Frică. Ce face omul când îi intră în frică? Se blochează. Direcția nu stânge. Ori se blochează. În 2017 în trenderul meu pe Bitcoin. Vă știți că eu creștie, vă spus că 2017 și mă dat pe cembră și acum și-a pus cardul jos. Cu două părinții, că practic am fixă și situația cum e acum în Bitcoin. Dacă e fix în fix. Și-a deschide bani. Când nu e clar că e bai, dar dacă eu vă zic practic mai mult și mai de an, Bitcoin mă crescut, eu de jos nu l-am cumpărat, dar mă, eu deschis cont de an, dar deschid acum. Bun, eu deschis. Транзакции не бай. Гаца с душин жос. Ушитин тому и с душин жос. Сынки два варианта, как твой директор, где сливачься. Так я шану штиц. Слабо есть фрика, что дебит, что нужно учиться. У нас вообще не вайден, да, вот кейс. Тандарс у нас. Я как, твой, да, вы с диски с бай, я с душин жос. Когда ты диски дец, с у нас, трейдер, cineva de la Double Case s-a venit să oficiu, da? Vin de oficiu și vreau să spun despre negligență. Merit. Nu vreți să consultanțe voastre, veniți să nu-i vreau nici pe el. Dar îndată vedeți, pentru că urmă trece timpul și nici noi nu mai putem face nimic. Și evident că să fie de făcut ce? Cartă în lac. A mai ce face? Если дуешь, 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 пак спорняешь, поцелусу, его еще ярче пачка. А это скинем там бай. Шашамку мы покупаем куда-то, что мы это скинем. Три бай вверх, я? Три бай вверх. Все равно ведь не шо. Подходит, все жос. Все жос, медленно, уверенно, ну кума мой фаш не шли, не шкет. Значит, шо, лен, шо. Вот к, крюат, тип, мы вели офичу. Îl sună, ok, nu vine. Bun, tot ok. Da, nu niciun, tot ok. Un chef cum de te-ai fie. Nu, că nu era închis. Nu era închis. S-a scapat probleme. Și atunci am simțit ceva că nu e ok. Adică, blin, de regulă că omul e ok, el spune altfel. Da, super, eu te văd pe Bitcoin, am deschis un sell, am mai sunt profit, dat, ciotcă, adică, de regulă persoană, că e trader, nu folosiți asta ca instrument. Pentru că e mai bine că noi pe voi să vă gustăm, că voi pe noi ne mințeți. Că noi așa mai putem să vă chemăm la oficiu, să ne sistem și să mai putem să ne ajutăm ceva. De regulă când trader spune că e bine, și lângă bine mai spune că e ca deschis sell pe euro, dolar, să duci în bai, eu sell, să duci în sell, eu profit acum, e că atunci, da, într-adevăr, voi spune să adevăr. Dacă când trader pur și simplu spune că e bine, și gata. Fără comentarii. Atunci și-a putem să-l dubi. Și-am chemat la oficiu. Chem cu buyer, un statul venit. Buyer-urile erau deschise de aici de undeva, piața e că era aici. Oani, ce nu faci nimic? Ce nu ai făcut nimic? Speram. Sper că-ți duc în sus. Iacă și înseamnă, pentru că din cauza la frică, el a început de-a mă să spere. A mutat stop-loss-uri, a mutat preț și el nu se proteja, nu se asigura cu nimic. Și e piața pur și simplu duce în jos. Duce în jos, duce în jos, duce în jos. Asta e momentul în care tot e foarte complicat. Bun, eu când am dat debensul, eu aveam cu 12-13 milioane de dolari. S-a făcut ceva, cicior, cicior. Mulți lucrat până când e cât ușa de situație. Undeva de amplie să vedeți și până la sus și am spus că nu, ne-am apucat, dar să mergem până la urmă. Scoatem situația asta. Dar vă spun vouă, e complicat. Nu ne faceți și vouă și nouă greu. Se întâmplă așa situație, că puteți în temă.
Vine să vorbim, schimb, vai, piața îți duce în jos. Dacă e fix așa în situație. Dar anunțați câteodată. Mai ales dacă sunteți pe instrument riscant. Sunteți cu un volum mare. Anunțați. Când hai, vine, când e acolo perechi voltare, nu-i strașnic. Volum ok, nu-i strașnic. Lenda cu reușim și avem timp și să ne calmăm. Dacă nu sunt niște instrumente riscante, volum riscant, volum mare, nu mă așteptați, nu stați, până în final sunt banii voștri. Sunt banii voștri, voi tot ați suferiți mai tare. E așa moment, dar e drept vreo 3 luni după asta, sellurile, buyerul le-am închis cu minus, ca să mă înțelegi, doar numai că am folosit lactul, medierii, adăugării, toate 3 tactici le-am folosit și câte puțintel, noi am nastupat minusul cel care era și când am mai făcut o corecție, că eu vreau era trebuie să am făcut o corecție, am deschis niște buyer, sellur, iar niște buyer, niște sellur, urmă am închis tel. Și până în final, acolo s-au primit vreo minus vreo 900 sau minus 100 de dacă luăm și minusul și plusul care s-au făcut, s-au primit atât. Adică până în final, asta au durat practic pe două luni și ceva s-au durat. Vreau să-și vă spun, e greu, e complicat. Și dacă voi n-ați să reacționați la timp, să ne faceți și nouă complicat. Iată trei puncte, emotive, lăcomia, speranța și frică, care ele apar la toate. Are cineva vreo carte de listă de noastră? Doar cineva de la consultație. Și nu aveți carte de listă? Dacă le-am dat, trebuie să fac. Acum nu e. Uitați-vă. Ce apare la mine pe ce când noi deschidem tranzacții? Da. Negarea? Negarea. Deci noi deschidem tranzacții. Fiți atenți. Asta nu în zadare eu cum o vorbesc. Trebuie să steți pașii voștri în motiv care vă practic nu dați. Noi deschidem tranzacții. De bani e puțin să pornești în jos. 10-15 puncte. Fără să ne dăm seama, noi începem să negăm. Adică nu e nicio problemă. Tot e normal, tot e fain, tot e... Ajunge practica asta pe osul nostru. Ce apare atunci? Speranța. Frica. Pentru că noi, din cauza la frică, începem să mutăm stop-loss-urile și din cauza la cumii începem să mutăm take profit-ul. Eu de ce mut stop-loss? Pentru că eu nu vreau să închid minusul cel al meu. Nu că eu sper, speranța ei apare pe urmă. Dar eu mut stop-loss din cauza că eu mi-e frică să închid în minusul cel care este. Păi da, dar Derica, noi sperăm chiar oricum să întoarcă încă puțin, în câteva puncte scade și se întoarce, asta nu. Încă o leac și se întoarce. Nu, cu o speranță mai este. El speră până jos, până să duce jos. Frica. Așa că din cauza frică noi începem să mutăm stop loss. O da, 2, 3, 4. Eu v-am spus vouă că l-am mutat eu în primele mele tranzacții și am pierdut cont. Când câte ori am mutat stop loss. Nu știu te voi. Da? Speranța mori urmă. Și mori. Și pe urmă am zis că gata, vreau să închidem stop-loss, închidem stop-loss, dar raz îți duci în bani. Dar eu deschid cel. Eu avem 7 zile în cartoare de tranzacțional. Dar să popristesc, mă așa. După fric, ce apai mi-e? Panică. Când noi am mutat prima oară stop-loss-ul, era doar frică. Două oară, când deja vedem că minus mărește și piața nu are de minus să crească, vedem în panică. Începem să panicăm. Deci e un moment care tot e destul de important, pentru că ești majoritatea cetelor, care ne spăruchează. Mai departe, emoțiile care sunt, noi să le scriem, dar voi de-am muzică, știu, exact. Așa de-am mai un fel de... După panică apare ce? Predare. Gata, nu mai vreau nică.
sticlă de coniac. Mai sunt cazuri când vin trei de judecă la procură, n-ai o gen face drink, nu mă interesează, sau n-ați o ghină parolă, face drink, все, eu сдаюсь. Iar sunt niște emoții care ele par. Ele par și voi uitați. Dar nu trebuie să uitați. Țineți cont permanent că sunteți în așa situație, pentru că te depinde numai. Eu la final am zis că două zicare, două probleme, și voi să vedeți, te depinde de noi. Nu depinde de double kills, nu depinde de pilot, nu depinde de piață. Mai ales când eu am cunoscut lactul medieri și adăugări, eu în general nu văd nici, în general nici de unitate. Unicul nuans este deja de comportamentul nostru, controlul nostru pe emoții noastre. Și ultima este... Пофиг не доминдат, схемы, кухни, ну я мел, все было с меня выберем. Ай, ну, мы в скорт, ты че в лес, мы могли не двигались по доминдат, вообще двигались по доминдат. Пятца с ведущих, уберите, полетел с тобой. Din cauza că eu nu știu că este mă opresc, din cauza că eu nu știu ce să fac și cum să fac, mă blochez din cauza de niște emoții. Eu încep să dau vina din cauza de altul meu. Gata, domeniul este pe meu, domeniul este pe cinscă pentru alții și așa mai departe. De aici apare, spune așa, se termină corecția de la piață și se începe ce? Impuls. Doar trader nu lipsează că el deschis la sfârșitul impulsului. El doar lui îi spare că vine deschisă o tranzacție și trebuie o piață transfinare în sus. Ce apare mai departe? Depresie? A, depresie mai încoașă? Я здесь еще вину оляпу платить. Спиранцы, да? Спиранцы. Я вам спускную кассу. Кого я там гад, да парень кассу. Вот, дай, тачка. А жо, так мы с вами дисконтом. Jos acolo, dacă nu s-o închis cont, mai pare mai speranță. Mai mare speranță. Dacă s-o închis contul, ne-am ieșit. Nu-i domeniul meu, dacă s-o închis contul, nu-i domeniul meu. Nu-i interesat, nu-i interesat, nu-i. Eu când ai pierdut contul primul, când ai mult, dar unul a fost nevoie. Cum? Adică tot din cauza mea, dar fără să-mi dau seama, dar restul mi-am pierdut din cauza mea. Мне не трогает доузи. Депрессия, аста доузи, фост, где у реал. В первом рынке, я с Манцелей с коллегой, ну и раньше еще есть акума. Инженерал не работает, считает, инженерал не скрещивает, как доузи. Ё-моё, как я скрес. Двое приедем, на наш кумат, в который вам спускали пачку 40 лет в Украине, не узнал, что это этой фигня, за этот и хатрон, за этот и мечуна, а если вы рефолты, то я был банен на исход. Я он тим, где сортовым фак, плюс патрон не платил дуар. Уж он тим, где зы, он каос к нам на испытату на две полимеры, а продукт это. Хуй си спунил до паста. Каза не выхатрон? Хуй си спунил, я как пробус ну принес. Во витуре ще й на пояс, он зик, хто? Є оцей цензис? Для пенефіналу, пенефіналу. Чи є треса дав бінам чи не варто? Так йом, вклад лише. Ми, оді більше відмірям, та ще просто просимо.
când deschidem sale, îl zicem bai. Se termina bai, îl deschidem bai, îl deschidem sale, vinde. Și așa pe un vinde, și așa că se trece și voi prin asta. Dar voi și credeți că eu deodată... Oși am venit în domeniu, da? Gândește ce vrei, deschizi și deschidem ca să... Ну, да. Если не вака респонд, не надо сейчас здесь. Это вес принятка. У них интервале. Și procentaj din trădele cunoscut care eu cunoscut primul cont nu l-a pierdut. Prea. Eu am și acum trădele, deci dați foarte puțin care nu l-a pierdut, care deodată urmări să-mi pierdut. Eu de cât mă dași chiar pe internet, cred cum nu primul cont pe tână. Da, da, nu, sunt trădele care nu l-a pierdut. În procentaj. Dar eu nu pot dau... 10, 5, 20, 50. Nu pot dau un procentaj. 50-50. Nu, nu știu. 20-30% din misiune. Care nu se duc niciodată în jos. De data că mi-a profit, că cu metrul meu eu am șurat prost în minus. Blin, nu are importanță. Este celibaș să gen care tot mi-a șurat prost în minus. Și mă simt trader care mi-a șurat prost în minus. Sergei, în general, când i-am zis că ai bonus first stop, dar ce înseamnă? Vai reale, adică te duci în jos și punești un crest. Da? Dar eu n-am de când să ajung aici. Eu, de-am avea un an jumătate, eu nici nu știe că sunt bani cu bani reale la asta. Eu credeam că sunt pur și simplu bonus de formă, să fac pe lotul și pe se primească. Sunt traderi care nu sunt mâini de gras. Aspectul regulă, aspectul regulă. Mâini, mâini sunt 10%. Păi, întrebarea nu a fost din cei care respectă regulă, că-ți pierd cont. Banii buni, fără risc, nici cum. Asta e vreți, nu vreți, asta este regula vieții. Bani buni fac și nu pierd. Și acum? Câteva conturi ați făcut? Da. Eu nu știu să găpuiesc. Eu primul, pur și simplu, din greșeală, din tupism, fără ca să-mi dau seama, că a fost ceva care eu... De ce faci? Nu știu. Eu pur și simplu fac și gata. Că dacă nu îmi dădea cineva întrebare, de ce tu faci așa? Nu știu. Eu nu știu, putem să răspund eu tot. Eu просто, eu nu știu pisim abazam eu când facem eu pustii de ce. Și apropo, eu de ce vă vă spun, voi puteți să sunați, eu n-am acest. Eu dacă sunam managerul meu care pe mine învățat, eu nu îmi spune, eu pentru ce ți-ai schis cu ăla. Da, atunci era... Cum pentru ce? Ați fost prostii, dacă nu le făceați atunci, n-ai vizit aici. Experiență. Motivare. Da, dacă nu le făceați atunci, n-ai vizit aici. Dacă motivarea mea a fost că eu pur și simplu deodată am recunoscut greșelile. Eu am văzut prostiile care le-am făcut. Și eu atunci am înțeles că n-am și ne dat bine. Poți da din altcineva? Da, dar pe care oamenii când ajung la descurajare sau în depresie, te încep să iei vină. Tu bine e divină, domnul Eugen e divină, mama e divină când m-a strigat atunci când încep piața în jos. Nu am trebuit să spunem asta. Nu am trebuit că ne... Băi, de ce s-a dus? Da, mama era alături și nu putea spune. Băi, dar dă-te în alt cameră și spune-mi care e situația. Bun, bă, dar poate, măi, trader și gata, sunt independent sau au succes. Eu vorbesc de primele lor succesul care erau în piață. Luni, eu o sun, el îmi zice, ne, cât e bine. Păi, dacă e tot e bine, tot e bine. Mai să-mi sună, gata, vse, m-a oprit. Vine o oficiu, când noi analizăm, eu luni încă avea bani, încă bani grei avem. Zic, uite, tu eu, ce, cum, eu de-am duce în minus. Zic, tu ce mi-ai spus așa că duce în minus? E tu, Eugen, era iubita și era mama. Și n-am vrut să vorbesc față cu Deus. Băi, nimeni nu te rog să vorbești față cu Deus. Domnul Eugen, vin cu 5 minute. Vin, te duci în altă cameră, mă spunea și spus, domnul Eugen, am nevoie de ajutor. E pe data. E tu, Eugen, te pui mamă. Mergi mai departe. Ei sunt traderi cei care recunosc greșelile, dar sunt automat chiar dacă o dat vină pe mamă, eu oricum până în final au recunoscut. Că eu l-am adus la aceea. Înțelegeți? Nu putem noi, dar un trader a zis că din cauza copiilor... Da. Și își plângea pe telefonul și uitați-mă că Alexandru mă omoară. Copiii și ei, că mă spun, Cătărin, nu deschis tranzacții. Cel mai interesant era pe australian cu două loturi, pe NZD cu două loturi și pe canadian cu două loturi. Eu și copii deștepți ei, după el, trăiește. Vă dați seama. O ales încă frumușeau copilul de
3-4 ani, o les cu mușelul în Noua Zeelandă, cu două loturi, au găsit unde duc să peste Noua Order, piurnă australiană. Da, și apoi încă doi să leagă, și apoi urmă îți ducă jos, să apese pe de roșu, nu pe albastru. Înțelegeți? Și trebuie și... Nu știu cine că scrieți într-așa festivale. Cine? Da. Dar presupunem chiar dacă și copilul a făcut, că nu-i tot bine, dar copilul își face ca așa o testătură. Presupunem că faci asta. Păi, noi suntem responsabili până la urmă. Chide călcător la tine, spune că trei. Chide, că pot formă nu-i spari nicăieși. Spari tot jos. Nu-i spari. Mai înainte era un tip, era mai complicat pe platformă ce. Măi, mi-a dat rând de 5, bă, dă prost, faci așa, iau, că nu știu, tot lucrează pe ce. Înțelegi? Dar, din cauza că trader nu vrea să recunosc, deșa la gășit. Copiii, mama, soțul, prietenii, așa mai departe. Dați și chiar, da? Da? Râdeți, da? Și cu așa intonație, când eram Alexandrie, când Ștefan cel Mare s-a reparat, brusc s-a blocat Ștefan cel Mare și eu trebuie să vii la Machin Scașa dimineața. Și un târziet cu vreo jumătate de ori, 40 minute, că atunci cam și eu am venit. Să uită, cu matul a început, chirtoacă a măsic, nu dau o chirtoacă, cam a iară un mes. Eu înțeleg când voi dați vină pe piață, că voi dați vină pe broche, că voi dați vină pe dalunchi. Noi mă cășeam puțin avie, știți cum, la îngeță. Dar când dați vină, le-am și chirtoacă, le-am plin de treaba aia, este pe piața voastră. Înțelegeți? Dar trader-ul e că din cauza la așa emoții, el e gata pe oricine. Pe oricine să dea vina, mă să nu recunosc că vina. Dacă plusul meu a fost atunci, că eu un dat mi-am recunosc cu greșelile mele, chiar dacă era foarte rău, este că nu putem să vorbesc cu nimeni, nu putem să vorbesc cu nimeni, Я не скажу, пане. Три-два дня, по нас пусть обтянули, не сошли. Кашай. Сентуаль же пятся на кое, парю спиранцы, по спиранцам. Че парю? Спиранцы, как я сенцелеюсь, я парю тут же, как пятся пенева пища, спиранцы парю, как ты ломуша жунчик. Și dacă ușurință, când eu dăm practic ori minusul care noi îl preconizăm și nu e ok și nu e comod să-l pierdem, sau eu dăm practic cu ajuns în zero. Sau e minus vreo 100-200 de dolari care noi, ei, nu e nimic strașnă, dacă 100-200 de dolari să-l pierd, nu e nimic strașnă. Dacă atunci apare ușurință, când noi dăm de bani, dăm drum la ea. Aici este un moment. Так, а здесь есть момент. Трейдер делег, вышел, что фальши? Мы не скидим в Убай. Газман слез с курек. Вилус Пинтру, хоть и Байю Керждище. Сал не скидим. Дар я рекоманд пенту трейдер, чей кариш код контролай эмоции. Слезьте? Dacă traderi care își pot controla emoții, evident că asta e metoda mediere. Deschis un bai de aici, deschis un bai de aici, atunci am gata mediez. Eu sunt de acord. Eu fac așa. Fac și alți traderi. Dar numai nu traderi începători care până aici mai o să răghim vreo 3-4 kg timp de 2 zile. Super. Și pe urmă dă să mai deschid în combat. Și deja mai puteți să fie. Înțelegeți? Pentru că aici așa este o situație, că asta poate să nu fie impuls, dar poate să fie iar corecție. Și de aici să pornească iar impulsul. Înțelegeți? Și traderul când e cu emoții, când el nu-și poate controla emoții, el nu vede asta. El nu simte asta. El nu observă momentele acestea. De asta fiți atenți, dacă voi puteți controlați emoții. Dar ce înseamnă controlați emoții? Controlați emoții, asta când voi vedeți minus vreo 10.000 și voi vă uitați așa... Crută. Și nici o reacție. Nu, în sens că întrebări nu retrăiți. Înțelegeți? Nu retrăiți. Atunci, da, voi undeva, gata, eu mă trebuie să le puteți controla. Adică ele sunt, dar ele stau acolo undeva ascuns. Dacă îmi voi vedeți minus 100 de lași, dar mă șepeți. Acum, nu faci să zice așa cum sluge, schimbi bani. Dar, anume că la chestia asta, când apare ușurință, eu încă mai înțelegem că la speranță că aici ia să schimbi bani, că mi se începe ceva.
Dar la ușurință, când am practic, eu pas fie este mine corecție să ceapă iar în bolsă, el deschide bai. Deschide bai din cauza că el nu observă asta. Adânsul e ceață. Înțelegi? După ușurință și merge. Это свиньи, это свиньфайн, кассовый винтик. Мы к себе планы, но нам оно ладно. Я за то, что я делаю. Вот им? Я за то, что я делаю. Ну-ну-ну, замкат, а если ты жаль, я делаю им вкусу, я каю. Я делаю вот рекорды в брус, я делаю видео в брусу. У Шурарио фос, ворен зеру, ворен плюс 10, ворен минус 10. Ну, не ж, ну, не букру дарю по виду, не ж минус дарю, ну, не скрипешь. И когда-то я павел шуринцев. Dar deja de-am când eu practic ajunge la 30-40 punct, practic ajunge la de-ai proftul vostru, practic ajunge la de-ai proftul vostru, că atunci apare de optimism. Dar moși trebuie și de ciot că eu, cum am zis, cum cumpăr casă și așa, cumpăr casă și cumpăr casă, nu știu, șcâri pe lângă casă. Așa, mai departe, ce merge? Emoțiile. Emoțiile sunt atunci când ajunge la de-ai proftul. Aproape de take profit. Și noi deja de-am început infierbând tăte. Pe urmă, fai. Infierbând tăte. Să observați, o să înțeleg că în momentul acesta. El este scurtă durată. Dacă când voi vă uitați la pe și voi vedeți acolo profitul e mult mai mare. Chiar dacă voi ați păsat, că spunem 50 de puncte take profit, eu vorbesc de 3 de începători. Ați plăsat take profit 50 de puncte. Nu, parcă ceva și aici trebuie să avem noi reguli și la partea practică și pe demo luăm 50 de puncte. Dar niciodată nu le-am să înțepereau. Adică că apare optimismul extra, niște emoțiile acestea care ele sunt bufane. Chiar să închidem tranzacții și practic nu se observă. Și după asta ce apare? Profit tot crește mai departe și aici eurofurie nu urmă. A, eurofurie. Care duce deja de la alte greșeli care se face. Deci, ca să mă înțelegeți, noi trebuie să ne oprim aici și trebuie să ne oprim aici. Dacă nu vă opriți aici, pur și simplu mergeți prin toate că emoțiile acestea. Voi alegeți drumul vostru. Totul e mâinile voastre. Și asta se întâmplă foarte repede, foarte repede, că emoțiile acestea trebuie. E drept că câteodată e bine. După asta, după ce se primește brio, voi vă duceți aminte și vă râdeți în momentele acestea. De asta și v-am spus voi, cine și voi aici, în momentul acesta. Eu am trecut prin asta. Eu știu ce înseamnă asta. Eu și acum am trecut prin asta. Eu am nevoie de asta. Nu ca altfel, presupuneți că dacă vorbim iar de documentul meu care face 50 de ori. E că eu nu știu ce emoții are la trebuie. Și bucurie acolo că faci 5.000, 4.000, 4.000 de dolari. Ce bucurie asta? Есть трейдинг, ну есть трейдинг. Это чего это черное место? Ну я рад трейдинг, но я рад страшно. Я, например, трейдинг. Я не под фор трейдинг. Когда мне не скидывают транзакции, я еле там просто половам его планка, приду телефон скидываю. Где телефон дам, что дай профит. Мы там. Адреналин, что ли? Между тем, планы, дальше стопел. Ну, мессенджер, ну, вайбер, ну, телефон. Платформа. Да. Я приеду на меня трейдер, а сейчас будет заказан для наркомания. Трейдер Марк. Да, с куда номер телефона? Ну, я свой тошел на меня. Что вот, окей, там они деньги, я вас мои, за собой 2 минуты всегда буду платить. Ну, а бог плакает, как это делать. Просто пошли на тот, как умеет почистить. Конкурент. Вы катались в штыцы, скажем.
trebuie să avem un plan. Dacă e pe obicei, e pe practică. Nu, când îți faci 2-3 ori. Nu, anume că de la început trebuie să fii plan. Trebuie să fii scop. De urmă îți faci așa. Emoții. Lăcomie. Eu spuneam momentul că eu prima perioadă doar am prezentat foarte fain. Contul meu a fost deschis joi, într-o joi, la începutul septembrie. Am deschis prima tranzacție pe Lira Sterlină. Vreo jumate, 30-35-40 minute eu am stat, tranzacția că așa s-a ridicat și stătea. Eu sincer vă spun, voi nu aveți idee cum eu transferasem în spate. Era 70-80 dolari, 70-80 dolari, 70-80 dolari, așa s-a ridicat. Am stat vreo 30-35 minute și n-am mai avut răbdare și am închis. Asta a fost prima mea tranzacție. Nu mai știu, nu, am închis calculator și nu mă interesa. Nu, eu dacă închid o tranzacție, gata. A doua tranzacție a fost la NFP. La euro-dolar, am pus ori zamnat, nu m-am pus ori zamnat, am băsat pe alt preche voluntare că-ți păsesc ori zamnat, că mă uite, piața a lucrat, n-am mai reușit să pun al doilea ori zamnat. Când trec înapoi, dispărus tranzacția de la euro, când mă uite acolo, plus 660 dolari. Momentan a fost, o minută. Deci primești că eu practic în 30-30 minute, plus o minută, eu am făcut în jur 800 dolari. Care eu venit să-mi stat, știam că acolo lucrez din greu, sunt și duminic și el ajunge la 4.000 dolari, deci în practic 30 de minute am făcut și 800 dolari să fac. Încă 30 minute, și că n-am făcut, eu am făcut în țăla din America, zici, ziua sunt și duminic. Cum credeți? Ce emoții erau? Eram mai capul sus. Norocul meu a fost, A fost Sfântul și Duminică. Și el m-am calmat. Dar vă spun, Sfântul și Duminică, prindem și casă și mașină. Câte vreme eu să-mi cumpăr, vă idei nu aveți. Eu destul serios vă vezi că. Mergem cu gura căscată și nimeni nu auzim, nimeni nu vedem, la mine în capul gata. Din ce cauză cu asta? Și asta ceva normal să pară. Pentru că eu am găsit o posibilitate de a face bani. Ideea care era, ca să mă înțelegeți, eu aveam un plan, adică era pus niște condiții, formate de mine, nu mi-au spus nimic cum să fac, sau nu știu ce. Singur format de mine, deschid maxim 3 tranzacții pe zi, stop loss take profit, închid calculatorul și mă duc. Și în seara sau la 20 dimineață, eu nu mai deschid calculatorul. Adică la mine era planul ăsta făcut. 2-3 tranzacții. Și așa s-a primit, vinerea următoare, eu eram plus 4.400 dolari. Take profit, stop loss, take profit, stop loss, take profit, stop loss. Și apropo, atunci nu sunt de tranzacționat cu un volum mai mic de un lot. Cu un lot. 5 tranzacții, cu un lot era. Și la mine era cum 5.000 dolari. Și probabil am nimerit primele și cu ei vorbim cu un trader, că eu nu nimeresc tranzacții. Dar e că eu probabil le-am nimerit. Câteva tranzacții și nu sunt plus. Lunii următoare, când eu am văzut că am făcut 4.400 dolari, eu am ajuns la concluzie că unde eu stau mai mult pe piață? Nu, dacă se prănește, nu știu ce spune. La pescuit, dacă te duci jumătate de ori și vreți de pește, bine, wow, te-ai dus într-o zi și ai văzut că se prănzește în timp de 2 minute, bine, dar stau azi mai mult pe piață. Înțelegi? Iar că greșeala mea a fost că eu am deschis tranzacție și nu am închis calculator. N-am închis calculator, stăteam și urmăriam. Și s-a pornit piața în jos. Ai deschis bani, s-a pornit piața în jos. Așa că am început să trec piața. Toate pe emoțiile acestea. Până în final, a rămas plus 200 dolari. Брокер, ну что? Ну-ка, дин транзакция си ем инкису, пер ма дискис сел, я зачем сус, ю инкис сел виски дем вай, я зачем я ранчос. Аста, я ну что кум, кос, ажунь, что ваша севак, я умайка, я ду каменьте, ди кум, 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 ма вакут, я просто лечил, что я ну дам сам, я ран зомбак. Опыт, 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 Ну, а вы крыльдес, как бы по карева грешит, когда слифайся, карева кадель, когда слабец пстиви, жимать дян. Нас будут сами, блин, да пью по ковам, фуку, так и шаша. Так, ну, фасива, мы весь вид это окей.
dat seama, timp de ia ca asta. Ia ca asta. Dar, sincer, îmi spune, nu știu, voi poate aveți pații voastre în Europa. Eu nu avem ce să mă Europa. Dar asta șansele sunt. Dacă îmi produc banii în Forex, tot de Forex să mă întorc înapoi. Eu ne-am întors. Și nu numai ce. Vorbim puțin despre 2020 și apoi despre 2021. Că nu știu ce la psihologie pieței. Iată așa a fost în mine. Eu îmi pierdem punctul din cauza că e experimentat. Eu nu testez pe de-o. Mai ales că când vreo 4 punturi, eu le-am pierdut numai la Pelion când testam Europa Rusească. Voi n-ați, nu știu, nu e niciunul care prins Europa Rusească cei care era. Cu un timp de 1 minut, 2 puteți să faci plus 6.000, minus 6.000 dolari. Dar pe acolo punem, avem 1 puteți să lucrez, avem 1. Am 5, și punem 10.000 dolari, 5.000 dolari și am ridicat până la vot și fie 10, acum în jos. Eu așa îmi testam emoțiile mele, pentru că asta pentru mine a fost ceva care tot ceva. Chiar dacă avem bine, 5-6 ani de experiență, oricum a fost ceva greu pentru mine asta. De asta eu nu vreau pe demo să testez, pentru că oricum când ai perioada o să dau în bară. De asta mă îi gândeau pe mine perioada în bară, când mă îngăț, până asta ia și cum o să fac. Și pe urmă am făcut, urmă obsați că am făcut, trader a făcut pentru că s-a găsit un moldovan trader care mi-a dat de gol la perioada. Da. Руба русанска, но пелерону примет и на Сбербанк. Че я ве графику для лук, кума у бэшли для Руси. А орли в ногу с инскиду, а орли в лопца на сынки. А лига пятца сынки нет. Шо лез в ногу, я и ера по гэм. Че коло ера мэй скульку дуу цифр для победы. Адика он пункт, ера и гал кусли доллари. У мэка евро-доллар фащен пункт, евро-доллари, как сабишка, интик ресурс. А по рубу русанск, я вам вспоминаю 10 пунктов. Чем мы уцитим, когда 100 пунктов в доллар, вы видите сами, что мешкали, кое... Что интрау трейдеры и чепатори. Вы видите сами, что и... Я, по экспериенции у меня, я в практике рам, как космонцелец, как дипи автомобиль, ты очень ракету туда. Я, чел, который мой мерсинка на автомобиль, мой мерс на автобус, în fură și pun măcat, nu strenă avion și deodată rachetă, deodată rachetă. Dar trader începător care niciodată nici în automobil nu s-a urcat, deodată în rachetă s-a urcat. E că așa era rubul rusească. Și acolo era așa un moment când, odată, în două luni, făcea niște, în M1, niște coți. Vreo 60-80 de luni, dacă așa, sus în jos, în timp de minut. Poc-poc. Și noi am spălit hata. Și punem ordine la mânat și la vășe. Poc, ne activa său limit, său băie limit, poc, înapoi. Plus 6.000 de dolari. Stătii faină vreo 10-15 minute seara. Făcea 20-30-40 de dolari și acum ne mai vedem și soiul să dăm. Ajunge. Chedei calculatorul și două zi, ziua tranzacționam pe euro, dolari, lira, stări. Nu, ptet, nevaj, noi că se face moleacă de разнообразие. Разнообразие, да. Да, параллельно три банка любовь. Все нормально? Да, все отлично. Да, шкурбор сенска. Да, шкурбор сенска. Я обсервал шаги в Маре. Я рано обмону. И мы субсервал в обмону. Зависит, я обмону, я рано, каша, я рано. Я вообще вообще, я вообще, пок, пок. Умбра, я дорну с калкуляш. Когда стрессил минуту, я рано, я каша, я рано. Я рано, я каша. Și gata, ei nu observau un moment acesta. Ei, dacă o zis câte normal, și o două sar, iar nu duci la loc. Și la traderi care aveau o experiență când decât, tot îi spuneam în moment acesta. De dată și-a nimerit și la traderi începe tot cât mi-a spus. Când ești parcă înlătări? Nu mi-ți cum vreți. Era pur și simplu mișcare, dar nu folosim. S-a găsit un trader. Я его дискез кон. Долго месяца покупал дискез. Что покупал, сбил пару, что не шпиндовали. Пасть чем-то экстрачили.
trebuie bani. Paralel, își deschide fond prin numele soției, care tot cu 15.000, tot cu 15.000. Banii ajung la Romane. El nu îi scoate de aici. Se duce la Romane, la oficiul Romane, și de comandă că se pune înapoi pe contul soției. Adică eu scos de aici și am ajuns așa. Spune Pilerom, în dată automat, e blocat contul. Și a ieșit soției. Și eu trimis mesaj că asta e un fel de spălare de bani. Nu, nejă la riscul de spălare de bani. Eu mai bine, scris. Eu în panică, rep de vine la mine și Pilerom și motivul de pistat, zic, băi, stai o să spun. Am zis, azi, scris, spălare de bani. Și e bucur. Am spus bani pe bani și am pus soției. Spui, dar tu nu trebuie să faci transfer în chiar? Nu, real, e că... E deschis ție cabinet personal, deschis soției. Pur și simplu faci transfer în chiar, e că de pe numele tău, pe numele tău. Fără niciun problem. Tu ai făcut prin webmoney și tot din webmoney vei tot îndrășești minute, îndrășești secunde. Evident că asta e sunt careva îndoieri. Înțelegi? Și așa spus că la mine le-am scris și așa și-o zis că de curs 24-48 de ore noi analizăm situația. Scris, stai liniștit, nu fă nimic, nu fă nici o mișcare, nimic, nu reacționa. Trebuie să fie bine, să te dezblochezi și să tranzacționezi mai departe. Și faci el. Vreau dat o oră, două, să vede că... Și pe mine, tot scrie el mesaj, în limba engleză. Eu știu din ce cauză mă ne-ați blocat contul. Din cauză că eu am făcut profit pe rublul SAS. La minim am lăsat Eugen Criac și Ivan Germanski. Voi vă râdeți? Noi deja am primit câte o amendă. Mă sună curatul, deci vedeți, vă vedeți ceva совести. Noi vă vedem și așa, și așa, și lucrăm după cuvinițele voastre. Ter, parteneriat pe care le-ați propus, ter, vă vedem, blin, nu mă n-a pe acest bani, dar voi încă că așa și vă faceți. Și că așa, concret, scris, nu a rătat, nu a făcut, a cerut să ne dea screenshot, Eugen Chiriac și Ivan Germanski. Și poți să Pilerona nu a blocat din cauza asta, pentru că eu v-am spus încă o dată. Ei au întrebat atunci Sberbank, Sberbank a zis că dânște normal, putați merg normal, și eu am problem. Dacă este niște zbori ce nu este, asta e va să fie așa o eroare de sistem. Că sunt și zboi câteodată, bani și zboi, că am avut situații și cu zboi. Dar au zis că tot normal Sberbank, Pilerona a zis că normal, gata, și eu. Am mai și eu făcut, eu dezblocat lui contul, dar evident că eu deja de-am pe domnul Ion Germanski, am scris deja de noi pe Romul și am spus că traderul este în general. Dar de ce? Pentru că pe Romul deja am început, eu anunțat problema care este la Sberbank. Sberbank a analizat mai detaliat situația care sunt pe acolo și a început să mărească spread-urile, marjele, să fac careva nuanță situației de genul ăsta, care, peste un timp oarecare, în general, au schimbat Sberbank-ul. Și au luat cotații din altă parte. Eu vă spun așa cum este, erau câțiva traderi care vreau să mă bat numai ca să-mi dau din unde și familia la persoana dată. Eu vă spun, noi nu-i de râs și nu-i de glumit, pentru că oamenii făceau bani. Eu inclusiv făceam bani, noi toți făceam bani. Evident că nu vă trebuie să dăm începători, pentru că nu vrem deodată imperiul rusească să treacă, că era preperi curăță. Dar erau traderi care cu mine au venit din broker celălalt. Deci, este o situație de ce nu este exploat făcut profit. Ce o problemă? Care e situația să trebuie? Vieca, este noaptea la care se face, nu zi, de-o faci care va mișcare. Adică sunt mai multe instrumente care iau o perioadă timp la schimbarea sesiunului, fac acolo care va zboie. Și dacă noi de peste momentul ce zice, nu faci în profit sau asta. Și atunci pe Lerona așa și eu scris scrisoare, noi vă dezblocăm contul, îi faceți extragere și mai mult în pe Lerona, nu știu, ceva de genul ăsta nu vă permite. Cât o doma, o an jumătate și eu faci extragere. Dar când voi faceți extragere, deblochezi trebuie să se confirme. Nu-i de-a nostru. Nu, dacă nu-i de-a nostru, s-au telefonat. Eu telefon, eu mă uit clientul. Aici cauți. Dar mi-e voce, mă uit. Păi eu am mai fost la alți broker, când nici ei dau alți broker nu mi-a plăcut și am venit acolo pe de la. Dar mie mi-a trecut și eu, mi-a trecut supărare, mi-a trecut, nu zic, trebuie și mie. Dar
fost de găsa momente pus la așa situație. Planul care voi și vă recomand să-l folosesc pentru respectarea regulilor. El trebuie să fie în primul și în primul rând la postul. Adică voi ați promis să-ți pregeni pe dată în case. E fain. Ați descoperit că sunt pregeni nou de pe YouTube. E fain. V-ați uitat pe site-ul dată în case, pe un mesin care v-ați pregeni. E fain. Dar până în final, a vostru trebuie să fie. A voastră trebuie să fie. O sistemă, o strategie. Și deodată eu vă recomand, în primul rând și în primul. Trebuie să faci o analiză. O prognoză. Și începeți tot timpul cu daily. Nu-i neapărat să încărcați daily cu 70 de indicatori. E destul, spuneți, 3 nivele de resistență, 3 nivele de suport. Eu am 8 ani și jumătate, mulți trăiți mi-au zis că eu sunt primitiv. Să nu sunt antic, adică eu mai primesc așa câteodată complimente în glumă. Pentru că eu folosesc și în ziua de azi, strategii cu trendurile și cu nivelele. Eu am și indicatori, nu mi-e fapt, nu am. Dar mă acces practic 60-80% în lucru pe nivele și pe trenduri. De asta vă recomand și vouă să aveți 3 nivele de rezistență, suport, nu mai multe. De la piața actuală, adică piața aici, v-ați uitat 3 nivele de rezistență, 3 nivele de suport. Și al doilea punct, depistare tendinței, trenduri. Deja de am punctul 2, în H4 și în H1, faceți o analiză mai amplă. Ce înseamnă? Adică pe lângă cele 3 nivele care voi iară trebuie să aveți, 3 nivele de resistență, 3 nivele de suport, deja de am trebuit să mai păsați niște indicatori, dar ai voștri să fie, cei care voi să înțelese. Adică nu-mi convenit, de exemplu, acolo, nu știu, domnul Cornel, și vă zic că indicatorul ăsta e bun. Și v-a lăsat și a spus și gata, voi le-am îndelunit. Stai la mine platformă, de formă, nu are importanță, dar o este. Nu. Alegeți niște indicatori care voi înțelegeți. Care voi l-ați testat, ați lucrat cu bensul, la practic, pe demo, până acum, nu are importanță. Dar văd care voi înțelegeți. Nu puneți niște indicatori care vă pur și simplu vi-o dat cineva, dar voi nu înțelegeți. Sunt trader care ieșeți în cash cu indicatori și șefii. Și ați zis de indicatori și când dai întrebare după care te înlăsnesc, da? Și după ista, câteodată și după ista, câteodată după sela, nu e normal asta. 2. 3. Vă uitați la noutăți. Noutățile. Prezente și pe viitor. Și nu doar numai vă uitați la noutăți. Uitați-vă neapărat și în istorie cum au lucrat ele pe instrumente, acele noutăți. Ne spunem rata de diferență. V-ați uitat măcar minim 3 luni în urmă cum au lucrat rata de diferență. Ce prognoză au fost, ce date au înșit, cum au influențat, ce mișcări au fost. Neapărat uitați la chestia asta. Punct 4. Depistarea. Întrei și ieșiri. După ce ați făcut voi tot analiză, v-ați uitat în noutăți, pe urmă vă uitați de unde se poate intra pe piață. Asta e foarte important. Traderi care vin dimineața la noi, eu sper că plătesc consultanță și ați primește, noi repet, dar chiar și cei care sunt pe Viber, vă vedeți chiar și o prognoză care noi le dăm. Есть пусть сначала. Ей дерегуют. Ори мы жестко не вел, ори мы сусть не вел, не пенец. Как и байя, и он не супер по не вел. Так и сел, и ори мы жестко не вел. Да ну, спуня колы, и он не пятся. А это интрали. Что и фарт импортант. Ну, не утец интрали, за колы, но не мириться. Когда сажусь, я депозит до сути, до сути мить, то ладно, что проблема. То, что ты скидь, не вреться. Так и центец ку. Depozit începătoare, 5, 10, 20 și 30 de mii, sau în general să fie începător, căutați intrarea și ieșirea. Trebuie să fie ambele. Nu numai că eu am găsit intrare, de deschid tranzacția și apoi mă smăcnesc cu un subiect. Nu. Trebuie neapărat să fie și ieșirea. Adică, stop loss-ul, take profit. Bun. Stop loss-ul, de regulă, traderii n-au folosesc ca ieșire.
dar pentru cei care prima perioadă lucrează, folosesc propos și folosesc la tot ca ieșire. E clar? Asta e foarte important, că voi să respectați regulile acestea. Și numai după asta, deschideți. Este un alt moment aici. Traderul ajunge la punctul 5, dar oricum nu deschidem. Pentru că aici nu se începe. Ori primești ceva pe barbă, ori s-a dat la market discussion, ori au citit pe investing, pe un articol acolo, pe la specialiști. Ori odată noi am 15 și s-a dat că cu următoarea urmare 15 minute mergi în sus. E ca să ne-am încășat, oameni. Deci asta e o barieră care cu voi vă stăpează. Și am ce poate să întâmple mai departe. Din cauza că la 15 minute de urmare, voi puteți scăpați momentul de intrare. Eu poate să mă duc vreo 10-15 puncte în jos, că azi dimineața o pățăt un trader, tot începător. Eu îi zic că este intrare pe euro dolar sell, Nouă Zeelandă sell, australian sell, Franco Lucian buy, brandul Svitea eu sell. Și pe natural gaz buy. Adică toate intrările care le-am dat astăzi. Și eu față de desă, poc, 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 la mine s-au ulic, unii ori deschid. Ce trebuie să mai fac eu, ca voi să înțelegeți, gata, intrarea cât de cât, e ok. Ei deschid numai pe brand și pe VTI, dar la celălalt au început spuie, noi am 5 și am 30 și acum au început urmare. Să mai stopeză, să mai ridici în sus, mai... ca mișcare, cum faci? Și au avut la dânsă numai două niște, poc, poc. Adică mai mult au avut. Eu vreau mai deschis vreo șapte, dar e numai poc, poc. Marina, e ok? Da, 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 e ok. Вот евро в Новой Зеландии, плюс я помню, что помню, что жас. Ну ничего, я мой евро просто скид. Смотрите, гада, там сейчас 20 минут, мы 20 секунд, тогда мы садусь. Спадет скид. Так мы скидим, нам оно стоп просто, мы просто имеем марки. Смотрите, момент сейчас. Сейчас я не убиваю, как тупятся там момент сейчас. Даже они скид и сус, но я вам через 20 секунд. А не скид мы идем жас. Гада, мы через 20 секунд, там слабый шанс, когда что убиваем. De asta își vă zic, dacă a fost prima, doilea, a treia, a patrulea punct, ați văzut intrarea și ieșirea, gata, deschideți-o. N-are importanță ce să fac eu mai departe. Ați duc în stopul ăsta de prost, n-are importanță. Nu noi decidem mai departe ce faci piața. E clar? Nu decideți voi. Voi ați făcut după plan. Dacă, dacă voi tranzacționați minim 10 tranzacții așa, eu vouă vă garantez, 6-7 din trești le spune chestii în plus. Deci el mai rău, ca 5-5 poate fi, dar oricum a spus în plus. Dar dacă voi să ajungi să punctul 5 când îți schimbi tranzacția pe 6 puncte 4 puncte acestea, și atunci să începeți, vă îndoiți în ceva, voi să scăpați pe mine. De-aia mă să faci centrale greșite. Să faci deja de până și șerii greșite. Sau în general, de-aia să vreau să piață, pe piață să facă. E clar? Eu nu vă vorbesc acum de planul lunar, de planul săptămânal, risk management, money management. Eu vă vorbesc simplu, elementar și trebuie să faceți voi zile. Zile, dacă voi luni ați lăsat 3 nivele de resistență, 3 nivele de suport și ați fixat trendul, marți, nu e neapărat încă dat trendul. Pur și simplu ați dat întrele și poate ați mai corectat ceva. Dar poate nu mai corectați nimic. Eu poate peste vreo 3-4 zile poate să străbat un nivel și atunci poate mai schimbați ceva sau mai adăugați un nivel. Dar în H4 și în H1, de-a mai este ceva schimbat. Nu mă trebuie să vă uitați, vă zic pe start în vreo și gata. Все. E ca să-i te. Și dacă voi să respectați că planul este macro, macro de 2 luni zile, macro, minim 2 luni zile, eu vă asigur că voi după 2 luni zile, cum spune trader, ați nimeriți tranzacția. Ați deschide tranzacția și ați meargă în direcția în care vă urmă. Și voi ați spuneți, blin, blin, ia în viață ținut cu mine, dar ei nu ținut cu voi. Pur și simplu, datorită că la planul acesta, voi ați început pe voi să vă autoeducați, să vă controlați. Zi cu zi, zi cu zi, zi cu zi, zi cu zi,
voi de-am voi deprindeți. Și voi ați studiat și minus, voi ați studiat și plus, voi ați studiat și minus și plus, dar până în final, la sfârșitul lunii, ați fi în plus. Și voi atunci, deja de-am vă simțiți altfel. Și peste două luni de zile, voi o să fie indiferent. Chiar dacă îți duci piața în minus, îți duci și ajungi la stop loss, voi o să fie totul, voi să vă uitați până și ați spus, blin, dar asta e ceva normal. Voi îți duci la stop loss, ce dacă îți duci la stop loss? Asta e ceva normal, e ca voi așa spuneți atunci. Adică la voi emoții, deja de-am nascut, voi să înțelegeți, că domeniul dat e ceva real, e ceva al vostru, e ceva care într-adevăr se merită. Și atunci voi deja să tranzacționați. Altfel. Să fie mai simplu, mai clar, mai... Eu nu vreau să spun cine nu s-a mai acum activ, că dar eu nu vreau să vă să plăc minus. Și toți traderii care văd minusul meu, ei spun, cum voi așa, niște să vă țin stați. Vă vreau întrebare? Vă vreau întrebare? Da. Sunteți trader de 8 ani de zile. Poftim? Sunteți trader de 8 ani de zile. 8 jumătate, da. 8 jumătate. Sunteți tot. V-ați făcut vreun plan să ajungeți la o sumă X, stați acolo, și dacă creșteți de dânsa, scoteți banii, sau n-aveți așa? Adică... Da, a fost. A fost așa o perioadă, la mine, când eu nu putem ajunge la milion. Nu ai ajuns? Da. Pandemia cu criza care este pe jos. Nu știu să povestesc despre 2020. A fost o perioadă când eu ajungeam la 340 de mii, chiar și la jumătate de milion, și mă blocam. Eu credeam că momentul ăsta este din cauza că eu, nu, în primul rând, nu ajungeam la concluzie și pot să fac eu cu banii ăștia. Adică undeva eu psihologic nu eram pregătit pentru banii ăștia. Și eu ajungeam la 400 și jumătate de milion și până mă vreau în jos. Ca să rezolv întrebarea asta, eu când ajungeam practic la 450 mii, eu prostă spăteam 100-200 mii, sedeam alt cont. Pe și el optem sau mai tranzacționez sau de chiar până vreo 300-400 și lăsam. Și cu este 200, iar tranzacționam. Adică de pe un cont, eu n-am ajuns, mult timp eu n-am ajuns la milion. Dar de pe vreo 2-3 conturi eu ajungeam. De pe unul 300, pe unul 400, pe unul 500 și ajungeam. Da, dar era bariera când eu nu puteam să o depășesc. Nu, nu vorba de bariera. Întrebarea e că, bun, ești trader, faci trading, da? Eu vreau să ajung la 1 milion. Ajung la 1 milion, gata, eu cu banii ăsta răspunea. Dacă fac 1.100.000, 100.000 scot. 1.200.000, 200.000 scot. Rămâi, adică contul meu și strict 1 milion. Eu numai cu 1 milion să vreau să copiez. Păi da, dar des că tu poți să pui pe alt contul, poate ai luat câteva milion. Eu asta am zis. Întrebare care, să mă opresc la 1 milion și da, adică, scop, nu eu să ajung la 1 milion, eu mă întreb voi dacă aveți așa barieră. Eu vreau să ajung la 1 milion, la 10 milioane, nu contează. Eu ajung la 10 milioane, dacă eu fac 11 milioane, 1 milion scot, cumpăr mașini, căzi și mai departe. La mine să fie tot timpul cont să fie 1 milion, 10 milioane. Aveți așa barieră sau nu? Când ajungi să schimbați părere, să schimbați 10 ori. Da, dacă știți cum mă întrebați pe mine asta de 7 ani în urmă, poate ne-am spun că da, că să ajung la 100 de mii și nu mai vreau mai mult nimic. Poate cu vreo 3 ani, 4 ani în urmă, dacă mă întrebați, atunci zic da, că să ajung la 1 milion și nu mai vreau nimic. Într-adevăr, este așa o situație, cât mai mult vă intrați în domeniul dat, cât mai mult vrei și mergi mai departe și mai sus și mai sus. Crește apetitul. La mine acum, la momentul, sunt 3 conturi. Unul eu la mine tot timpul a fost de bază. Eu mult cu dânsul m-am pățit până am înțeles că eu și făceam. Eu făceam profit, scoteam, făceam profit, scoteam și eu practic eram mai mult în trendul lateral, în trendul crescător, până eu am înțeles. Până cineva mi-a scăpat o vorbă, dar ce tu nu dinzi la VIP? Păi și este VIP. Eu vă spun că o să predam mâine, 2-3 săptămâni și în general, de strategie și iar, vei. Dar era mai bine atunci. Era mai bine atunci, că era simplu. Vrei, faci bani, nu vrei, nu faci. Pe urmă am ajuns în VIP, deja am văzut situații care sunt, oportunități pe care sunt și creșteam. Dar un cont, la un moment oricare, eu am lăsat pe dânsul de bază. Ce înseamnă de bază? Adică eu cu dânsul nu risc. Ce înseamnă nu risc? Că riscul maximal la dânsul e 5%. Profitul tot e 5-10%. Adică eu pot să schimb tranzacții, să țin minim de 3-4 jumătate de an, ele se închid în profit, când faci calcul toate lucrurile, se primește 50-15% profit.
Și acolo sunt numai trei valutare, adică eu pe altceva mai, mai agresiv instrument, eu nu uit. Paralel, eu mai deschidem contul și prindem adrenalin. Eu am tot timpul fac asta, deschid altul. Cont două și mă văd cu dânsul și nu trebuiește. Cap, spiu, acțiuni, brand, volum mare, momente acestea. Pentru că eu dacă tranzacționez numai cu 50% profit, eu ajung la concluzie că это не мое. Și să fac eu cu 50%. Și aveți și siguranță în caz de conținut da. Și da, în urmă și chestia asta, că odată când pierdem contul și eu, iar o am aici și punem și iar făceam. Am mai obțin pandemie, când îmi place la 2020. Pentru mine 2020 a fost un an și a să rămâi un an istorie. Ca să mă înțelegi de și istorie, nu numai că cei că au făcut profit mare și greu, dar noi în momentul acela că eu până în 2020 știam de criză, știam cum ei influențează doar la nivel teoretic. Înțelegi? În 2012 până asta, nu s-o simțit așa în criză, nu pot așa. Crize globale care eu să văd și pot face profit de ele. Dar anume aici, eu am văzut, am trecut prin asta, practic am văzut. Și într-adevăr, e ce ești scrie în carte. Foarte simplu, în timp de criză, îți faci bani. Îți pornești criza, te tipezi, te duci jos, vinzi, e ca și plusul la trading, tu când cumperi fizic acțiunile, vrea că e mai problematică. Și să cumperi, de exemplu, valută fizic și o ții fizic, iar e problematică. Sau cumperi acolo ceva marfă, iar e problematică. Dar când tu ești pe bursă, deci este un curs. Să duci în jos, îmi dat sell. Brandul, viteaiul, dădem sell, volum mare, dădem sell. Până ajuns în mai și când am văzut pe alte... La Pelerol, că tare să știți tot timpul. Prețul la Pelerol, la brand și VTI, el e pe două luni înainte. Фьючерсу и до уровня найти. Слушайте, здесь. И нужно, как вы вас уйдете, а мы катали по инвестиям, фикса еще есть платье. Да, мы по инвестиям, ну, поинчидел прецу или Дела Петро, прецу Дела Петро, Дела Белерон. Шмо стрелит, где он припарит, начинал поинчиди прецу. Пенту кыла, по инвестиям, я рау пусы фьючерсу или полуна на инди. Прецу или полуна на инди. А Белерон я рау к три луны на инди пусы. Здесь, и перманент, ну, поинчидел прецу. И как ума, и о луна, инвестинг уфукует рекламу бună, că e gata, noi punem фьючерсul deja din februarie, din martie. Adică moi prețul este din martie deja. Și am mai coincid prețul la Pelerol și cu ce. Aici, la Pelerolul, a fost un plus foarte mare pentru trader. Dacă voi ați observat, brandul și VTI-ul în mai, el s-a dus în minus. Prețul a fost minus 10 sau minus 15 dolari pentru un barel. Imaginați-vă asta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că companiile de petrol erau gata să chiche, numai ca cineva să vezi că ei vor petrol. Așa e, sub logica asta se privește. Dacă era și la Pelerol așa, eu aveam să o dau în bară. Dacă la Pelerol aveam să fie fix prețul acesta, eu aveam să o dau în bară. Pentru că eu logic nu ne imaginam cum poate să ajungă cu petrolul mai jos de prețul zero. Înțelegeți? Și atunci a fost un moment, o situație unde mai mulți retrăiem, ну, пресс вообще жёст, но я мол, вам кисел, чтоб тебе будет скидывать байк. Я тоже вообще жёст. Тоже вообще жёст, но и хуй. Эй, ты мне моя пелазия, рожужин максимум, ну, пыла шинч, дэш, два, болеешь, гад, ну, ну, и так и весь кил, чем эти парты жёст. Звёзд, жёст, жёст, пыла жёст, кэш, а минус, дэш, два, и пари. Дала Пелерон, пресс, не карьера, а жёст, пыла, ну, дэш, дэш, два, и пари, жёст. Și de acolo s-a părut, iar s-a terminat, cum se întâmplă, criza că tare ies și acum. Dar deodată când se declară criza, se declară, pentru că nu se simte criza, criza ce înseamnă? Criza se înseamnă când gata de stagnare de economie. Dar e nu apare, e că a apărut pandemie, s-a închis acolo, careva bani, gata, s-a apărut criza, nu. Dar e în proces de apariție. Criza e că de ghea acum este. Și continui mai departe să fie criza. Și că atunci a fost un moment când a căzut, mergi pe panic, tăt, vindem, pe urmă când deja avem toate statele, companiile mari, s-au oprit, s-au format, au văzut udarul cel mai puternic cât poate să fie, gata, încep să caut din șerpi din situație. Și că când încep să caut din șerpi din situație,
Ca de exemplu, a brand șmichea ce cum mișurat cu extragere, ne trăiesc cel mai mult să vă zate. Se mișurează vă lumea de extragere. Și paralel, la nivel psihologic, discutam. Tata să fie bine, tata să fie fain. Și Petrov a început să crească la tine. Lin, simplu, foarte frumos, transparent, frumos și făcut pe pisam asta. Da, până la criză, care asta e puțin și în 2019, care tot efectul din 2019 l-a afectat, adică mișcarea care a fost, sau spune, acțiunea care a fost în 2019 și a afectat puțin și 2020. Dacă vă știți în 2019, de ce război comercial între China și Statele Unite, care la fel o influențat și traderii direct, mai ales începători, ei observă în momentul acestei mișcări rapide, doar perioade scurte de timp. Dacă au fost discuții, pocul crescut în sus, l-a profit, gata. Traderul s-a liniștit, dacă tare el mai departe și își dă efectul lui. Pe urmă a fost conflictul dintre Statele Unite și cu Iran, care sunt determinat cu copii de așa. Când au atacat și baza pentru el, iar a fost niște mișcări, au fost iar niște situații. Și toate momentele acestea, până la coronavirus, de-am duce la criză deja, că voi să înțelegeți. Și pe urmă de-am văzut pandemie, carantin, moment, situații, până în luna iunie-iulie, gata, piața s-a făcut cele mai bune și mai fluctuați și frumoasă mișcări. De-am după iunie-iulie, deja de-am așa, mișcări erau standard, stabil, frumos, frumos. Au și nu fie careva efecte, dar brandul și puterea cam practic s-a stupat. Și pe ce mișcări mai și ține 2021. Nu, prea de rău, Trump nu este. Sunt democrații în acolo putere, de rău, democrații au profilul lor pe plan pașnic se rezolvă întrebările lor. Chiar dacă Biden ceva început de a se sperie rușii, că el a scăzut rușii, nu știu să demonstrez, eu oricum cred că asta e un nivel de teatru. Nu cred eu că ei să fie, a să înceapă metodă de agresare a rușilor sau ceva de genul ăsta, cum a făcut Trump. Trump, că tare au agresat foarte mult. Sancțiune și a făcut foarte mult. Păi voi, cu un doar să și sancțiune, a făcut un profit destul de bun. Eu cred că e mai multă succesă pe cale pașnică și îți bazez mai mult pe economie și business. Asta este profilul democrației. Reglul asta este. Ce ați fac Biden? Că tare eu nu cred că Biden ceva să facă. Depinde și niște o spate lui și ce interes am o spate lui. Pentru că Biden la vârstă lui, eu nu știu ce privește. În general, eu nu știu ce vreau să dat. Da, poate ceva de genul ăsta, demonstrează, să vezi, nu știu, măcic, au și democrația, au... Poftim? Protestele din SUA, ce am mișcat mai serios. Apropo, eu am sărbătorit, voi am sărbătorit, s-au văzut pe piață și cu piață. Eu mai zic, Crăciunul a fost prietenul cu domnul Congresul. A, da. Ce au făcut doar în Crescut. Atunci, la momentul actual, puțin s-a devalorizat, urmă s-a trăit. Joi, vineri, s-a dus tare mult în jos doar în Crescut. S-a întors înapoi? Așteptăm o figură. Nu pot spune acum că se întrește doar în Crescut. Dar eu cred că e timp deja. Două luni și jumătate din practică am așteptat, că trăiește doar în Crescut. Iar, alegerile din state, în Unitele Americi, eu mai am schimbat puțin istoria. Vreau să schimbat istoria. Pentru că până la alegeri, dolarul se devalorizează, când știe cineva, dolarul începe să întărească. Nu că trebuie, dar să întărește. Regul așa să se întâmplă în momentele acestea. Noi, din cauza că Trump nu vrea să cedeze, panica asta, el tot s-a devalorizat, Nu se redezi din cauza pandemiei, nu e din cauza pandemiei. Când nu e o stabilitate, mai ales în țările acestea puternice, valută tot timpul să valorizează. Numai că eu credem că, blin, dacă Biden a câștigat cu câte numere de voturi, все, și să... Eu înțeleg că în acolo diferența de vreo 5-10 voturi și tot să mai dai la
contestare sau nu știu mai ce. Dacă tu ai cu o diferență mare, enormă, cât și dacă ai contestare să mi-ai dai. Știi că în momentul ăsta de Trump și-a făcut, eu știu că tu le-ai pregătit și ești pe noi puțin nu-i afectat. Eu și acum am tranzacții, de asta și v-am spus că am un foarte mare, din cauza că am deschis tranzacții de $3 americani. Cum eu folosesc mediere, eu folosesc Vacto cum nou, folosesc pentru că am primit deschis pe sel, dar folosesc mediere. Ce înseamnă mediere? Duci în sus, deschid iară sel, duci în jos, profitul meu am luat, iar duci în sus, iar duci în jos, iar deschid pe sel. Și câte lea, câte lea, câte puțin, eu ne dau profitul. Dar oricum, în final, eu aștept un $3 american ca să îi restabilez toate tranzacțiile minus, dacă vorbim de 20-21, eu nu cred că să fie ceva în șemit comun sau ceva mai cu efect în 2020. Venești ca 2020 și cred că să fie. A să fie standard, stabil, liniștit piața, frumos, învăutez, după strategii, după tehnică, 50-60 de puncte, un șel, calm, așa cum vreau scrie piesele bursiere, cum scrie trei. 2020, evident, nu eu și-l ținam să văd niciun dat, eu am mine să rămâi istorie. Sigur, ce vedeți? Mai mult, cred că. Mai mult să scrie. Nu, nu. Întrebări? Răspunsul. Zona euro? Da. Zona euro din 2014 e în general foarte mult. În 2014 a fost un moment când însuși valuta euro mai zisvară. A fost așa într-o situație erau într-o piață mai scurt, au investit în vreo 5 țări în curs de dezvoltare. Unde în 2014 ei trebuie să aștepte deja de rezultatele lor. Și din cauza că acolo e stagnată puțin și nu au primit cei și trebuie să primească, Uniunea Europeană a intrat într-o criză. Da, acum ești atât din Marea Britanie a fost. O secundă, am ușa să explic, ajungem și asta. Atunci în rog e chinești, dacă nu erau chinești, atunci și euro nu aveți mai fie. Da, eu spun așa cum este. La ProTV a fost arătat articolul ăsta, dar a fost arătat că așa, nimeni nu vadă. Euro e o bază de scoriție. De asta să fiți atenți cu valutele pe viitor, dacă investiți să țineți careva valute, axați-vă pe care valute să țineți, să știți istoria și direcția lor. Deci, din 2014 și 2015, că din ce cauți s-au întâmplat cu Franco Iorițean, pentru că e puțin s-au certat, eu legat de ceva să fac în teme obiceiului refuzate, ei vreau să pornească programul IC, care, cum se numește în IC, cumpărarea tot a lor valutelor. Valuta lor, tot ei s-o cumpere. Programa asta ajută când tu începi să cumperi valuta ta, crește cererea, nu, se începe mișcarea pe piață, atunci nu începe pe cumpărare și atunci se începe să trăiască valuta. Eu am program destul de bun, dar nici acela nu ajută. Pentru chineză nu i-a dat un împrumut și adesea s-a normalizat situația. În 2014, chiar dacă vorbim și de Brexit, în 2016, dacă lira sterlină a influențat jurul de 2000 de puncte, euro a influențat până la 100 de puncte. Din ce cauză? Pentru că aici undeva se primește, are prioritate Uniunii Europeană. Asta nu înseamnă că ei n-a suferi fără engleș, ei a suferi. Dar ei, în anume evoluția mișcării pieților, ei țin ca cei puternici. Adică nu noi înșim, dar el ies. Adică noi suntem bine, ei ies, vorbim lui Cucuțu, ceva de genul ăsta. Evident, la nivel economic, practic, a suferit și europenii. Ei de-am suferit. Și a suferit și mai departe. Asta și nu se discută în momentul acesta. Dar procentajul la pagubile care să aibă europenii e mult mai mic decât pagubile care să le aibă englezii. Nu cred că tare euro a se devalorizează din cauza Brexit-ului mai departe. Chiar dacă și-a să fie pagul de cele, el n-a să afecteze piața, n-a să afecteze piața de Rusia. Marea Britanie, până n-a să iasă conducerea și-a spune că noi gata, am găsit în ce situație, că noi cu americani am ușa, că noi cu ruși, că noi cu ce deschide piață, ceva ca să rezolve situația. Dar eu cred că ies fac asta, timpul apropiat și cred că stabilească și
restabilească universitatea. Eu acum s-a întâlnit nu din cauza că vă și ceva de normal, dar din cauza că vă dolarul american s-a întâlnit. De asta și-o mers pe aici, în sus. Dar amoi când să întâlnească dolarul american, e greșe neapărat trebuie să găsați ceva o alternativă, ca să întâlnească și vă în lor. În caz contrar, ia zbăt în jos. Adică dacă nu avem, dacă vedem că dolarul se întâlnește, nu, după teorie. Mm-hmm. Dar dacă vedem că dolarul se întâlnește, e greșe nu găsesc nimic, deci dăm să. Nu, după teorie. Da, după teorie, da. Dar încă un moment, eu poate și engleză să găsească voi ușor din situație, dar perechea tot se ducă în jos. Pentru că aici, permanent, este două puteți. Și dacă la americani prioritatea este mai mare, adică mai mulți au dat pe vânzare dolarul american, perechea se ducă în jos. Cursul, prețul se ducă în jos. Ce, ce ne fac? Asta... Ce, adică, e după ideea, că trebuie să ducă în sus, da? Dacă eu dat cel mai mult pe vânzare. Nu știu, nu știu, nu știu. Este și de bine când sunteți în fața mea, eu mă uit și văd reacțiile pe față și înțeleg, omul nu înțelege. Este GDP-ul, dolarul american. Sunt două stati puternici. Când mergi în sus, sau când mergi în jos, nu e neapărat o valută să devalorizeze. E destul numai o valută să întărească. Înțelegeți? Adică chiar dacă Marea Britanie, ați găsească ieșit din situație și ați rezolvă întrebarea pe Brexit și ați fie tărbit, da, vine să termină să păstreze poziția sa. Adică e pe plan practic, adică la bani și la schimburi valutare, e să fie prețul normal. Economia să meargă bine. Dar din cauza că americani, ceva psihologic, ceva eventat, sau ceva mai mult spus, cred că dolar e puternic și bla bla bla, și asta să fie fain, atunci trebuie să participanți piață, dau la vânzare. A doua variant poate în general să nu facă nimic, pur și simplu, pentru că să fie o parte din investitori care să gândească și la lirea străină. Dar oricum mișcarea, încet-șor, să meargă spre sep. Poate n-ați meargă în comparație cu celălalt care e valutare brusc, în jos, dar e oricum să meargă. Pentru că tot timpul depinde deja de țările și ce noutăți au. Dacă, de exemplu, poate să iasă produsul intern brut la Marea Britanie pozitiv, bun. Da? Și iasă rata de referință la americani, care iasă e mult mai important. Noutățile sunt ambele pozitive, dar prioritatea are dolarul american. Atunci, test traderii reacționează la rata de referință. Atunci, trebuie să începe să vândă, să întărească dolarul american, să scumpere dolarul american. Странно, как бы я чего-то тебе задаст надевали. Странно, блин, потому что продукт у тебя будет позитив, я очень жестко. Вот он есть неплохо импортан. Вы можете сказать, доллар американский, но как на интернационал, да, реализация равно лучше. Ну, наверное, да. Или уркум, сука, да, доллар американский, сука, это валют бас, план интернационал. Да или ты это звалут, я как же евро, франк, лицян, не на жапонец, или ты это звалут и базы, сука. Зависит, и ты это симпорт. Жадем Нову Зеланду, Австралиану, Канадяну, да. Лира Турчасу, Шимаэстер Кулу, да. Да. Ена Жапонезе, Франко и Овитян, Ео, Лира Срединдж, Дуар Американи, еле сгибас. Еле звестите. Пинту спец, еле звестите. Рекост баланса фондового кайфа, теперь прибыл. Прибыл Чинч. Справа в Чапареле, в Модели Хашпатра. Все в ценах Хашуну, что и Хашпатра, что ты спонник и курей, есть. Да, вы нам поздравляете к ауру... Я бы эксплики в ауру. Ауру я саксаз в моей мульти принципе. Я мержим кутачку доллара американского, план интернационал, так с интернационал, он вел психологик. Și aici la aurul tot timpul mi-e complicat, de asta el și se poate mai risca. Pentru că el nu are, cum să spun eu, el nu are o tactică, el nu are un drum lui concret, care se bazează pe asta, pe asta și el merge concret așa. De asta el la mai mers în jos din cauza dolarului american. A mai dolarul american mai departe poate să întărească,
dar să iasă englez și să zic a doilea virus care nu știu că nu e, nu se poate lecuit. Și au rupăză până pe în sus. Sau stăi locul. Voi ați văzut astăzi, eu urmă doar sus în jos, dar și lira strălină sus în jos, Noua Zeelandă, Australianul în jos s-a dus, adică sunt $3 american. Volul a stat pe loc. Trebuie să fie. În general pe loc, e ca așa. Înțelegi? Dacă eu din asta, din punctul de vedere, eu are niște principii care e mai greu. Eu, Aur, cum tranzacționez și v-aș recomanda vă și vouă, nu-i faceți mare analiză tehnică. Nu vă bazați pe tendințe și nu știu mai ce. Când îți pornești într-o direcție, pur și simplu deschizi tranzacții. Dacă eu pe principiul ăsta mă bazez. Pentru că eu, au fost perioade când analizam trendurile, nivelurile, indicatorii, de asta n-a ajutat. Și eu desori dădem întrebare de ce. Și primul ca să nu-mi dau întrebare de ce, pur și simplu, tot îți pornești, nu știu, și eu bani. Am luat un profil. Deci eu dacă la euro, dolar și 10 puncte greu să-l fac. Să iau, asta o mie de puncte, eu făcut ca din poștă. Deci ca? Poate nu am vedeți un bani. Nu, eu n-am zis că bani. Mai ușor mi-a fost de ținat bani. Nu, ați spus chiar și în situația de astăzi cu totul în său. Nu, eu ca tare, dacă vorbim în perioada mai îndelungată, eu aștept să iau, vă urzați de la aurului. Eu prea mult sunt trăit. Prea mult sunt trăit, am eu chiar dacă și declar ei că eu ușit a doua virus și el e mult mai complicat. Eu nu cred că investitorii deja de-am să reacționeze chestia asta și nu cred că aurul o să fac. Eu poate să fac niște scăciuri deja, brâs, repede sus, dar tendința oricum e mult pentru seama. Deci mă gândeam că credeți după aia și că ați pus pe acea părinte. Hai să fac să numești cu forță în așa un impuls și mai e ca asta. Te ui, vezi, trebuie să faci corecție ca așa. Nu cred. Nu cum, baiul poate să fie iar. Stagnarea asta în momentul acesta că încă nu-i clar și corona asta. Corona mersi. Vedeți că când corona mersi. Miliard. Exemplu. Putem? Un exemplu. Asta cu pică. Te-ați cu pică, așa? Corona masă. Bun, altă dintre. Mersi. Vrei, vrei. Și gata? Ați fi? Spui de bitcoin. Ați fi? Ați fi din cauza incertitudinii. Dar din și cauza incertitudinii, pentru că vă dăm și acum să dau dări în seama companiei. Și asta în caz durează ianuarie, de regulă până la jumătate februarie, când toate companiile să dau dări în seama. Ceea că deja de-am după 1-15 februarie, deja de-am 6 piu și acțiuni să pornească într-o direcție oricare. De asta până atunci, eu vă aș recomanda, dacă și faceți tranzacții, faceți perioada scurtă, nu perioada. Eu e mai mult să fie într-un fel. Încă două-trei săptămâni, vă sigur să fie într-un fel. Doar numai dacă să nu apare ceva concret la dolarul american, și poate asta să-l tragă într-o direcție. Dar de regulă, până nu dau dar în seama companiei, eu de regulă așa tot timpul să nu știu. Perioada de sărbători. Nu știu, perioada când o să fie prezentat dar în seama, poate fie mai puțin. Da. Adem ce ai chemat? Dar sam... Fiecare companie în parte dau, dar de regulă până 15 februarie, gata, e tot în șanță. Adică de-am toate companiile, am trebuit să dea ideea în sam. Eu merge vorba de companii mari. Dar e că tare de iutăți să iau în asta. Și apoi am întrebat a fost un impuls în decembrie. Am fost... Da, un impuls în decembrie, cu ulterior, în seara. Trebuie de văzut de ce cauză. Atunci o să mă ducem că războiul este acolo nici altă. Stati multe elezi și chinești și puteți să afectezi și asta. Atunci ai afectat brandul VTI, gold-ul și acțiunile astea, index-ul. Și Amazon. Și Amazon. Bitcoin? Nu ne-a scăpat zi. Nu am. Nu am zis. Dar nu ajunge? A, în jos? Da. Da, poate. Dacă după aceea. Eu oricum mă așteptam pe Bitcoin, de 2 ani zile vorbesc, Bitcoin mă așteptam 45-50. Bun, și ei că ajuns la 42, eu pot să zic că e în zona presupunilor mele, pentru că de la 3-4 până la 45-50 și ajuns până la 42.
spunem așa, un 30% poate să ajungă pe 45-50 în perioada scurtă. Adică deam mai degrabă, eu o șterg de mărcălierea. Da, eu îți fac și cum este vorba ca pe urmă. Da, da, îți fac iar un an zile cât e, și pe urmă, 2 ani zile, tiulea mai departe. Tiulea mai departe, dar poate să ieși mai puțin. Uitați-vă, criptovaluta, în general, Bitcoin, el se bazează mai mult pe marketing. Вот, я, как, de exemplu, сам миллиард, покупает биткоин, биткоин по цену крыскует, скажем так, физика. Дар я, ну, фаси мешкали, че я думал, дела, я инвестиц, как бани мей, на крипто. Мешкали, дела, криптовалют, я с фаси, да турит, когда маркетинг. Маркетинг же история. Ну, мне кого кисти аз. Например, люди истории, где ник импульс, как и фос, что два я взял ярко спорняться импульс. Че я спорняться, конечно, бежал на пищу. Не спадну панику. Ну, социально, как ник, если пустить аэр. Так, если говорим, сажем и елку на 90%, аэр шанс сажем. Да, я говорю, дальше как раз на пару момент, стартили, цели, с ним притчем. И ну, ком, и ну с инконтро криптовалюта. И с инконтро крипто чей, кари ну посу контролезали. Я смотрю, скорее. Цели, ну, ну, сади, суть негатива крипто, но и время будет совместно ответственно крипто. Если есть стать любой у вас факт, и спад контрола, и биткоин носа под контрола не шкул. Если алты и шире, алты и варианты есть, какие пусть все же формят завод криптовалюты, что сюда и воля. Сколько есть форматы в Сирии? И формят, да, банк, и помещи. Банк Сбербанк стал учебным. Помещи официалы и к... Банк, ну да, просто. Ее пипы, кажется, с помощью капитунерки. Ну да, когда с фейма как минимум на 30 цель, а с формеза крипто вор валута, я говорю, как тоньше есть факт, шаг к нем, что тоньше с фей фанит. Так как бы на тоньше, так чрева инвестиции в крипто валута, стремится у вас спасибо. А вы другой? Eu credeam și atunci și acum, atunci era un plus că era mai departe de cercul meu de apropiați, acum cercul este tot mai aproape, mai aproape, până în două luni urmă, chiar și sunt eu. Eu personal nu l-am simțit, nu cred că nu l-am avut, e imposibil, n-am stat în șoță în carantină. Probabil la mine trebuie să spun că tu ai avut, numai că tu ai fost persoana care nu ai avut simptomii de lucru. Eu tare aș vrea ca toți, sau majoritatea, să treacă prin cei cum am trecut eu dacă am avut, ușor, fără să-l simți, sau chiar maxim dacă ok, fie cu febră sau ceva de genul ăsta. Vecinul meu e doctor la Negardă, dar nu Negardă, chiar e mână dreaptă sau stângă, la Republicană. El ne tare mult în festivalul Bruxelles, în istorie, în situații, când ne vrem practic. Care s-a răstat și mai face un cadru pe cadru sau mai stă în nouă vorba. Permanent îmi povestește și te primește. Ia că am murit, ia că... Asta e o chestie serioasă, eu sunt de acord. Din punctul ăsta de vedere, noi putem doar numai să ne întrebăm. Altceva eu nu știu, noi suntem în stare. Speranță. Speranță, nu, ce speranță? Viața e așa, e reală cum este. Eu direct o să realist, eu nu sper. Nu sper că să fie bine, nu sper că să termine de grav, eu nu sper că nu știu ce. Asta e ceva, eu, din punctul meu de vedere, văd cam banal. Eu mă rog să fie bine. A să fie demnă, a să fie, este numai alt moment. Eu mă rog, fiecare seară, acolo să fie bine, să aibă grijă de mine, de apropiați, de trader și de trader tot mă rog. Dar nu sper, pentru că când tu speri, eu mai zvădau un exemplu și pentru viață. Când voi spirați la mine și când se întâmplă ceva rău, voi nu sunteți pregătiți pentru asta și voi atunci puteți să dați în bară. Dacă este un moment care primul învățat viața. Eu, pe mine se întâmplă cu o lună, două bine,
Și gata, deodată, undeva mă aștept că nu știu ceva trebuie să întâmple. Că nu se întâmplă, vor fi prea să vă urmărești, vor cum și mai mult. Ceva se întâmplă. Îmi caut chestii, ce legat de bani, nu mă interesează, să se rezolvă, da. De asta și vă spun, nu sperați, pentru că când voi sperați, voi vă blocați gândirea voastră, pentru că vă blocați psihologia voastră la ceva bine. Și când se întâmplă ceva rău, el se întâmplă, că așa e viața, vremea nu vremea, asta e viața. Primește atunci noi cădem jos. Noi cădem jos. Dar când noi pur și simplu ne rugăm, dar ne uităm trezva, treci la momentele acestea și ne uităm real, chiar dacă se întâmplă ceva, am ținut piept și mergem mai departe. O povestioară, la urmă care vrem, vă povestesc și vă povestesc și vreau. Fost odată, un bătrân, cum să știe fiecare povestioară, într-un sat, pe dealul, să s-a învățat și eu cu satul meu, dar nu-i satul meu, un bătrân. Era foarte deștept, capabil și permanent răspundea și vedea sfaturi la alții. Trecut ani, căpătatul în universitate, când ne-am și lăsat în prejur, și la toți care îi dădeau sfaturi, duceau, îi puneau în practic, să primea tot. Păi nu s-au găsit niște tineri, fărbulești, un sportiv, care au dat niște întrebări, au primit răspunsuri și undeva au ajuns la momentul acela când ce să facem noi ca să punem în situație pe bătrână. Și vine capitanul și spune, eu am un pas. E evie. Duce în sus și îl întrebă, e mort sau evie? Dacă el spune că e mort, evie, îi rupim gâtul și îi arătăm că e mort. Dacă el spune că e moartă, dăm drumul la pas, ia să zboare, și oricum îl prinde pe bătrânul și lasul de bară. L-a ajuns sus și îl întreabă pe bătrânul. Pasăre la mine e vie sau e moartă? La care bătrânul s-a dat și a spus. Răspunsul tău e mână la tine. Ce vreau voi din asta să învățați? Tet e mâine voastră. Deci ce se întâmplă în viața asta, tet e mâine voastră. Credeți-vă, nu e divină conducerea. Nu e divină pandemia, nu e divină corona. Dacă noi suntem responsabili, noi avem grijă. Avem grijă de noi, pentru că noi suntem persoane, care putem trebuie să fim responsabili pe noi. Trebuie să fim grijă. A să ajungem unde a să trecem și de criza asta, cu trecut. Azi, cu metru, a scris un text foarte lung, din tinerii care sunt în ziua de azi, că spălângă cu nu știu ce, nu știu mai ce. Și a început să povestească cum a fost în anii 1900, dacă tu te naștii atunci, războiul, primul, al doilea război, pe urmă, seceta, pe urmă, pandemie, pe urmă, anunși care s-au dus în Siberia, evacuare sau cum spune, deportare, da? Sunt niște momente prin care părinții noștri, bătrânii noștri, unii noștri au trecut prin asta. Așa trecem și noi, câte momente acestea. Unicul sfat care eu vă dau, să fiți responsabili, să aveți grijă de voi. Pentru că te-ai primit noastră. Și iată. Mulțumim.